Dragi colegi și onorată asistență, bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți prezenți astăzi aici, în perioada concediilor, a vacanțelor, când o zboară în altă parte decât la muncă. Mă bucur că ați găsit timp și bunăvoință și dorință de a veni și de a organiza împreună prima masă rotundă în cadrul Centrului de Studii ale Imaginarului Lucian Blaga. Cu invitați ca dumneavoastră, un eveniment și într-o zi toridă ca aceasta va fi o plăcere, am toată certitudinea. Vom discuta astăzi despre problematici ale imaginarului, un subiect pe care mi l-am asumat acum ceva timp, când am propus un proiect la Agenția Universitară Francofonă și acest proiect a fost acceptat spre finanțare. În cadrul proiectului ne-am propus să constituim Centrul de Cercetări ale Imaginarului. Au fost lungi discuții și deliberări ce nume să poartă acest centru și vă amintiți că în această primăvară am avut o conferință mare, o conferință importantă la Universitatea de Stat din Moldova. În cadrul acestei conferințe am fondat centru în prezența a două mari personalități. Este vorba de domnul Jean-Jacques Vinembourget, președintele centrelor de cercetare ale imaginarului, și domnul Vinembourget a venit tocmai din Franța, de la Nice. Am fost foarte onorați de prezența domniei sale la noi, la institut, și din Craiova, de la Universitatea din Craiova, a venit la Chișinău domnul doctor, profesor de filosofie, Ionel Bușe, președintele Centrului de Cercetări ale Imaginarului, Mircea Eliade. Am avut 3 zile pline de dezbateri, de conferințe, de emisiuni și lansări de carte. Au fost niște activități memorabile care ne-au însuflețit, care ne-au dat curaj să continuăm și ne-am zis atunci că acest centru trebuie să depășească cadrul cronologic al unui proiect francofon, da? Și să aibă continuitate, și să aibă durabilitate, și să fie un centru eficient, în cadrul căruia să organizăm conferințe, să organizăm mese rotunde, formări, seminarii, să publicăm articole, să publicăm cărți colective și să fim parte a marelui lans de centre de cercetări al imaginarului. Care se întâmplă și la Craiova, și la București, și la Cluj, și în întreaga Europa. Imaginarul este un concept foarte vechi, foarte bine cunoscut de noi toți. E un clișeu și în spațiul cercetării, și în spațiul literaturii și a artelor. Și ca orice clișeu este foarte proteic și se pretează foarte bine cercetării și abordărilor artistice. Pornind de la faptul că acest concept are caracter intercultural și interdisciplinar, nu doar realitatea este un nutrient al imaginarului, este un stimulent pentru imaginație, ci însuși imaginarul și însăși imaginația sunt fabrici de creare a scenariilor de realitate. Produc realitate. Ne propunem să vedem ce interacțiuni se pot crea între realitate, imaginar, ficțiune, real, care sunt frontierele imaginarului, dacă există aceste frontiere, este un semn de întrebare aici, care este gama de simboluri cu care operăm, care sunt paradigmele imaginarului astăzi. Aceasta ar fi prima dezbatere în cadrul Centrului de Cercetări ale Imaginarului și, încă o dată, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru disponibilitate și
mă bucur foarte mult că și vara și pe timp canicular găsim timp, găsim energie pentru a face lucruri frumoase împreună. Vom avea astăzi o ședință de lucru în care ne vom odihni și ne vom simți bine. Dragi colegi, suntem foarte onorați de prezența astăzi aici a două personalități din mediul academic din Canada. Este vorba de doamna Maia Morel și de domnul Pierre Morel. Am profitat de prezența dumnealor aici la Chișinău pentru a-i invita la Institutul de Filologie, cunoscându-le preocupările academice. Mi-am zis că este un bun prilej pentru discuție, pentru dezbatere în cadrul centrului nostru. Aș vrea să se vadă mai bine acest... Constantin, nu-l putem mări un pic? Ce? Imagine. Imagine. Nu putem mări, da? Ei, noi suntem filologi, nu ne prea pricepem la... Eu zic de mine, că nu prea mă pricep la partea tehnică a activităților noastre. Dragi colegi, am plăcerea să o prezint pe doamna Maia Morel, care este doctor în arte, doctor în arte plastice, și un doctorat în științele educației susținut la Moscova. Doamna Morel este cercetătoarea problematicilor care țin de impactul artelor asupra societății, impactul creativității asupra structurilor sociale și a scris lucrări care țin de interculturalitate, de interdisciplinaritate, de raportul, cum spuneam, artă, societate, educație, societate, mai cu seamă educația sovietică și impactul acestei asupra societății, asupra artelor, asupra științei artistice. Vreau să vă prezint câteva cărți semnate de doamna Morel. Este vorba de educație plastică. Este un manual din care a învățat și fica mea, Cătălina, și învață și copiii dumneavoastră. Manualul este semnat de Maia Morel, Rodica Mocanu nostru și Angela Frumosu. A câta ediție este? Cred că... Asta este a doua care ții pe mână, dar în toamnă copiii vor avea ultima, cea mai recentă. Da, foarte frumos. Și asta este prima ediție, dacă nu mă înșel. Da? Una dintre ele. Nu mai amintesc. Deci a fost până la 2010, după asta 2016 și acum 2023. Deci va fi o versiune nouă, actualizată. Așteptăm versiunea nouă și vă prezint și livr la Creativité. Reflexion sur l'éducation artistique en art plastic. O carte apărută la o editură din Canada. Se numește Editura Peisaj. Acolo cuvântul creativitate este un joc de cuvinte. Da. De la creativitate, de fapt am pus un C și a ieșit creativitate, activitate creativă. Da, da. Postmodernist. Postmodernist. Am avut de la cine să învăț. Interdisciplinară. Ludică, da. Se repere dans l'arte d'aujourd'hui, Maia Morel, aussi, cahier de travaux individuel. Deci un studiu didactic, pentru da? Așa spus, pentru studenți, publicat la Montreal în 2016. Pur în francofonie realist. Pierre Morel, dar ajungem în curând la Pierre Morel. Mai am aici o carte, să nu omit. Pensée la COVID-19 et Pensée le monde. Sunt la direcțiune de Maia Morel. Pe vremea COVID-ului ne-am pus întrebarea ce face lumea academică cu situația asta care ne-a căzut așa din senin, să vedem ce răspunsuri dăm societății din punct de vedere științific în orice domeniu. Fie educațional, fie literar, fie filozofic, pentru că a fost, într-adevăr, ceva ce omenirea nu-și mai imagina că poate să se producă după o ciumă, după câte le-a trăit
blogul ăsta promovesc și deci a fost surprins de COVID și am lăsat așa o idee să vedem ce răspunsuri aduce. Sau mai degrabă ce întrebări ne pune. Le consecam filigen. Iată, chiar ne interesează și este un subiect pentru, sper eu, următoarea discuție, următoarea dezbatere pe care o putem avea. Și un abecedar, cum să înțelegem arta de azi, comprandre la bijuterii. Am avut onoarea și plăcerea să colaborez și eu la acest abecedar, care a apărut la editura Peisaj din Canada. E o carte tare frumoasă și foarte bine ilustrată, foarte bună calitate poligrafică și conținutul, la sigur. Cred că mai sunt câteva cărți. Da, dar mai am atunci la 10 minute înainte de a veni aici, nu mai găseam în bibliotecă, mai ales dar îmi pierd, nu le aveam sub mână cărțile. Dar da. Le mai vedem și... Pe cine interesează, discutăm. Da, punem la cale. Da. Domnul Pierre Morel, doctor în filologie. A literaturii, există așa specialitate, doctor în literatură în Franța? Literatura franceză și comparată. Literatura franceză și comparată. Că, aici la noi, doctor în filologie presupune și științele limbajului și literatura. Domnul Morel are o impresionantă cariera academică internațională, carieră didactică și de cercetare internațională, a activat în multe țări, Franța, Canada, India, Mexic, Liban, Maroc, lista este lungă, dar și în România, dar și în Republica Moldova. În Republica Moldova, la Universitatea Liberă Internațională, a fost ani buni colegă cu doamna profesor Elena Prus. Domnul Morel a activat în calitate de coordonator de programe francofone, cum spuneam, în multe țări. A fost profesor și cercetător, a publicat lucrări despre interculturalitate, despre interdisciplinaritate. O lucrare memorabilă este despre plagiat, cred că a apărut în Francopolifonie sau în Intertext, dacă nu mă înșel. Lucrarea aceea tot citată și citată despre plagiat, cum să identificăm un plagiat, ce înseamnă un plagiat. Dar ar fi bine să o repunem în circuit, să o aducem în atenție cercetătorilor, pentru că la capitolul plagiat sunt foarte multe probleme și impasuri. Da, lucrări despre problematici identitare, despre literatura franceză, despre literatura francofonă. Domnul Morel este un foarte bun cunoscător a literaturii române, de ambele maluri ale Prutului. Când mai am bucuria și prilejul și onoarea să ne întâlnim, avem discuții ample și foarte dense despre literatura română din Basarabia și asta mă umple de bucurie și de recunoștință. Pentru că nu e puțin lucru să vină un cercetător din afară și să fie conectat, să fie interesat, să fie curios ce scriem noi și cum reprezentăm artistic realitățile noastre basarabene. Dragi colegi, invitații noștri ne vor prezenta două comunicări, le aveți aici în fața dumneavoastră și prin aceasta noi dăm un caracter interdisciplinar, da? Conferinței noastre, așa cum ne-am propus în start, să avem abordări din diferite zone epistemologice și va fi o prezentare în PowerPoint, da, din câte înțeleg. Dumneavoastră, vă rog să interveniți, este o conferință, dar este și o masă rotundă, interveniți cu întrebări, cu
provocări la alte 6 discuții. Pe noi asta ne interesează, să dezbatem, să clarificăm, să ducem cercetările noastre mai departe și să învățăm de la oaspeții noștri, să preluăm ceea ce poate face centrul nostru mai eficient, mai bun și îi poate da continuitate. Și o să vă invit și pe dumneavoastră să interveniți dincolo de întrebări și de, poate aveți un aspect la care doriți să vă referiți, poate aveți o comunicare la tema propusă pe care doriți să ne prezentați. Eu nu mă grăbesc. Dacă dumneavoastră vă grăbiți, puteți ieși când considerați de cuviință. Cred că putem să ne permitem 2 ore de discuție, de dezbatere, nu-i așa? O oră și 27 de minute. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mă bucur că este prezentă doamna profesor Elena Pus de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Este prezent scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu. Este prezent domnul Andrei Prohin, da? De la Institutul de Istorie, de la muzeu. Și Muzeul de Istorie. Bun. Și doamna Eugenia Tofan, care dă amploare publică evenimentului nostru și îl tirajează. Și mă bucur că o să ne facă și fotografii frumoase. Domnul director Cojocaru de la Institutul de Societăți Informaționale. Mulțumesc. Și dumneavoastră, colegii noștri de la Institutul de Filologie Română Bogdan Petrici și Cașle. Deci, și cei mai buni dintre cei mai buni. Vă mulțumesc. Domnule Morel, vă rog. Vreau să pun două întrebări tehnice. Avem microfon? Avem microfon? Asta trebuie acolo pentru. Avem nevoie de microfon sau nu? Am înțeles că nu avem nevoie de microfon. Domnul director filmează și nu e. Nu cred că e nevoie. Ne auzim foarte bine, nu-i așa? Bine. Deci, începem. Da, vă rog. Mulțumesc. Domnule director Kocinski, mulțumesc pentru că ați organizat această întâlnire. Luați loc. Și asiei-vă. Se duplă. Mai bine. Pot să se... Eu mă simt mai bine așa cum mai actor. Nu? Să ne dominați. Da, sigur. Văd deasupra, deci mă dau învergura oarecare. Dar dacă obosesc, o să mă așez. Deci, sunt foarte onorat, bineînțeles, să particip la întâlnire și sper că avem ocazia să discutăm și că o să am ocazia să vă aud și pe dumneavoastră că am venit aici mai mult ca să înveț decât ca să mă prefac o persoană care știe multe lucruri, nu? Cum se spune? Ucenic de tot și înțelept de nimic, nu? Deci încercam să discutăm după prezentarea ta. Nu a fost ușor să propun titlu pentru că am propus imagine la realitate, récit et identité. Deci, aș vrea a imagina realitatea, narațiune și identitate. Nu e foarte clar, sper să fie mai clar la sfârșit. A vorbi de imaginar înseamnă sau supune că ar fi exista o realitate. Nu știu cine mai poate susține azi că există o realitate cu adevărat. Sunt mai multe realități și care se opun între ele și o realitate sigură nu mi se pare că există pentru toți. Știm
de mult, așa, ne-au spus filozofii, că realitatea adevărată nu poate fi decât revelată. N-am avut nicio revelație, deci vin mai mult cu îndoieli decât cu afirmații. Și vreau să spun că această temă este ceva pe care eu lucrez de mai mult timp și probabil o cercetare care nu va avea niciodată sfârșit, cum este, cum știți, Imperiul lui Alexandru, că cu atât mai mult îl descoper, cu atât mai greu îmi stăpinește. Deci, este mai mult o deschidere decât o abordare cu rezultate concrete. Revin la tematica imaginară. Dacă eu mă raport la un dicționar curent al limbii române, Dex Online, imaginarul care există numai în imaginație, care nu este real. Am spus că ce este real? Realitatea să fie hologramă, să fie de... Totuși există ceva. Dacă nu există realitatea, există realia, lucruri reale, care sunt experiențe fenomenologice concrete, pe care le cunoaștem în fiecare zi, fiecare moment. Cum aceste realia vor fi procesate de noi, de om în general. Cuvântul realia. Mă voi opri aici la rolul narațiunii în abordarea realității. Totul începe de la timp. Experiența timpului este una foarte ciudată. Eu am un pix aici, este în fața mea. Îl pun aici. Deci, constat că a existat aici, există aici. Deci, există timp. Cum pot să explic că același pix a fost și este și poate va fi în alt loc. Nu am decât o singură scăpare, narativizare. Trebuie să povestesc, să invent o narațiune care va explica că un obiect s-a deplasat, că o persoană s-a schimbat. Era îmbrăcată în roșu ieri, azi este îmbrăcată în albă. Deci, timpul nu se poate domina decât prin o narațiune. Și narațiunea asta ne ajută să gândim universul nostru și ne ajută să creăm realitatea. Mi voi referi la la rigueur. Timp și temps et récit, nu știu exact cum să traduc asta, timp și narațiune mai mult decât. Deci, rigueur propune noțiunea de intrigă. Intriga cu un sens foarte neutru, tot mă refer la Dex, intriga, schema generală de fapte și de acțiuni, care reprezintă subiectul unor opere literare. Dar nu neapărat opera literară, este o intriga, este așa,
o schemă. Prin citeză pe Porlică, citesc pe Porlică, prin virtutea intrigii, scopuri, cauze, întâmplări, subreunite sub unitatea temporală a unei acțiuni totale și complete. Stai bine cunoscut, mai citesc pe Ion Plamadeala, care vorbește despre narrativizare, care implică o doză ineluctabilă de ficționalizare prin implicarea punctului de vedere a perspectivei asupra obiectului reprezentat, etc. Deci, narrativizarea este acea formă comună și primară prin care omul impune o ordine și perspectiva în experiența sa de viață. Deci, timpul impune o narrativizare. Timpul, revin la Paul Ricoeur, timpul devine timp uman în măsura în care este articulat într-un mod narrativ. În schimb, narațiunea este semnificativă în măsura în care trasează liniile experienței temporale. Dacă facem o mică pauză, deci constatăm, totul se naște din experiența timpului. Nu știu dacă, nu mă pricep la asta, dacă animalele au experiența timpului, dacă vede, nu știu, un leu, o caprioară la stângă și după asta o vede la dreapta, știe că aceeași caprioară poate nu contează pentru el, dar nu știu dacă au acest tip de experiență pe care noi avem. Și din cauza asta trebuie să ne gândim timpul. Deci, misterul timpului nu se poate rezolva decât prin intervenția unei narațiuni. Și narațiunea nu este numai, cum scrie Paul Ricoeur, o sinteză a eterogenului. Este mult mai mult decât asta. Ne permite să gândim lumea și, într-un sens, creează realitatea. Realitatea se naște din narațiune. Ceea ce nu este narrativizat, nu există. E foarte simplu. Toți profesorii știu că operator logic, lexical, logic și cronologic sunt aceiași. În primul rând, apoi, după asta, în sfârșit, Asta se folosesc și într-o expunere logică și într-o expunere cronologică. Timpul și narațiune sunt concomitente. .org, cum se organizează narațiunea? O locoli, nu? Prudent. Ricoeur vorbește de imaginație creativă, producătoare, de scheme preexistente, referindu-se la Aristotel, dar nu prea vreau să mă opresc pe tema asta. Deocamdată lăsăm pe deoparte. Rămânem cu ideea, știți cu toți, nu? Evanghelia după Ion, en arche en o logos. Al principiu era cuvântul. Și termen este foarte vorbește de sine, nu? Este logos. Logos care este un limbaj organizat. Nu sunt cuvinte așa dispersat. Este un discurs organizat.
semnalez că aceeași problematică se regăsește în istoria. Un istoric foarte cunoscut, care se numește Paul Wende, care a avut un rol foarte important în istoria contemporană, propune la fel ideea de intrigă pentru a descrie istoricul care, din toate evenimentele pe care le are în fața lui, face o istorie. Numai că se presupune că o fi exactă, dar știm foarte bine că avem, din păcate, în fața noastră un conflict armat care este și un conflict de narațiuni istorice. Nu? Cum vedem istoria, nu este cum o vedem vecinii noștri. Deci, îl citesc numai un foarte scurt pe Paul Wendt, care considera că istoria este un roman adevărat. Istoricii relatează evenimente adevărate care îl au pe om ca actor, povestea este un roman adevărat. Și romanul ăsta se bazează pe o intrigă. Eu să trec acum la problema identității. Ca să vedem cum și identitatea este o narațiune. Un sociolog, Claude Dubas, face distinge patru componente în identitatea oamenilor. Patru forme de identitate biografice pentru ceilalți, pentru sine. Deci, identitatea biografică pentru ceilalți este documentul meu de identitate. Apartenența la un grup bine identificat. Identitatea relațională, deci relațională pentru ceilalți, sunt interacțiunile pe care le am în cadrul sistemelor socioeconomice stabilite și civile, familia, școala, profesie și așa mai departe. Identitatea relațională pentru sine este angajamentul meu față de proiecte pe care le-am ales eu. Fac parte de un partid politic, un sindicat, cânt la o corală și așa mai departe. Și, cel mai important pentru noi, identitatea biografică pentru sine. Asta este proiectul meu de viață. Este sensul pe care îi dau existenței mele și care face din ea ceva care are o unitate profundă. Și asta este o narațiune. Împovestesc istoria vieții mele. Dacă cineva mă întrebe, cine ești tu? Îți fac o poveste. Și povestea asta mă creează. Mă creează. Scrie o specialistă în domeniul științelor educației, Christine Delorimont-Berger, nu ne povestim viața pentru că avem o istorie. Avem o istorie pentru că ne povestim viața. Deci avem nevoie de a face acest efort, de a elabora o narațiune, o poveste
Bașla, foarte ciudat, în apele și apa și visele scrie, oare merită să fie trăit ceea ce nu poate fi scris? Deci, încă o dată, realitatea are o parte de ficțiune. E, și ficțiunea are cum se elaborează. Trebuie să ne elaborăm povestea noastră ca să ne înțelegem pe noi înșine. Asta e foarte complicat. Cum să facem? Majoritatea oamenilor nu știu să povestesc. Nu știu, habar n-au cum să fac. Sau nu îndrăznesc. Da. Asta e foarte frecvent la persoane care au trăit situații groaznice de război. Când s-a vorbit de Montana, se Popescu zice, oamenii tac. Au fost, dar tac. Nu, oamenii care au fost la război, tac. Dar au nevoie. Au nevoie. Deci, cum vor face? Vor apela la alte texte. Apela la alte texte produse de alte persoane. Când vorbesc de text, este cu o definiție foarte largă, adică un film, nu este text scris, este text ca act de comunicare. Și aici avem o problemă, pentru că la care text să mă refer? Poate fi un text literar, poate fi orice tip de text. Complotismul se hrănește din asta, că propune explicații, propune. Tu ești așa, tu ai probleme din cauza evreilor, din cauza imigranților, din cauza vecinilor, din... Deci, nu mai să-ți propun ceva care îți va permite să înțelegi viața, că suferi, dar nu înțelegi. Nu înțelegi de ce și nu știi cum să... cum să ieși din situația ta. Și, bineînțeles că literatura aici are un rol, nu un rol, dar bine, are o importanță deosebită. Jacques Rancière, critic de arte, subliniază cu bună dreptate, după mine, că a fost o vicrenie, nu, a secolului XIX, de a ne face crede că arta este o distracție, că literatura se citește, că nu avem nimic altceva de făcut. Că pictura este numai bună de agățat pe perete, ca să fie atmosfera mai veselă, mai colorată și orice pictura este un manifest. Orice pictura ne spune așa trebuie să fie o pictură. Orice text, orice film este o îndemnare. Barbara este o îndemnare. Ne spune ce trebuie să facem. Și orice text este totalitară. Totalitară pentru că are un început, dar are și un sfârșit ce nu există în viața reală. Deci, are o concluzie. Și orice text este prescriptiv. Nu există act de comunicare care să nu fie o prescripție. Nu importa, nu contează părerea ta, contează ce vei face după ce m-ai ascultat pe mine. Scrie două critici, Pierre Dion și Gilles Ouellet,
orice act de, ca orice act de comunicare, a scrie o carte înseamnă a promova o versiune a realității, a participa la o negociere și a evidenția consecințele care ar urma automat ca prin magie. Realizez un film. Eu fac, construiesc o, un univers. Este total și este conține o realitate verosimilă, nu? Deci, și după ce spectatorul a văzut filmul, dacă a crezut, s-a implicat în film, logic ar trebui să fac asta sau asta. Deci, nu există dragostea, există probe de dragostea, manifestări de dragoste. Deci, asta, deci orice text este o prescripție, orice act de comunicare este o prescripție. Ca cititor, am impresia, sunt convins că întotdeauna o carte îmi spune propria mea poveste. Și întotdeauna, prin intermediul cărții, îmi construiesc propria istorie. Dar nu suntem oarecum ca insecta pe care paianjenul o înfășoară în fire. Mă gândesc la Italo Calvino, la carte lui Italo Calvino, se una notte d'inverno, un viaggiatore, onde aveva molte inceputi de corsi, de fiecare data, ne imaginam che este real. Don Calvino Eco scrie, dacă vi se timpla să vendeți mai mult de 10.000 de cărți, de exemplar, nu de cărți, de exemplar unei cărți, o să vă dați seama foarte repede că pentru majoritatea oamenilor nu există diferența între realitate și ficțiune. Și că ei cred că personajele dumneavoastră sunt reale. Că nu merge asta că e numai cerneala pe hârtie. Nu, sunt personaje și trebuie să aibă o viață și trebuie să ne dau sfaturi, să ne... Bine. Concluzia va fi una praxeologică. Literatura, vorbim de asta, e un câmp de bataie. E un câmp de bataie. Trebuie să fim foarte atenți în școlile noastre ca să aibă elevii, ca să aibă tinerii noștri posibilitatea de decripta textele, de înțelege că ei sunt ca o pradă, nu? Că trebuie să fii atenți la mecanismele povestirii și ale lecturii. Asta ar fi o concluzie, dar totuși vreau să spun ceva cu pic de rușine. O să-mi spuneți și pe bună dreptate că am ocolit problema principală, cea autorului.
intențiile lui, imaginația lui, metodele lui. Eu zic, se construiește un univers, dar cine? Ce se ascunde în apele tumultoase și unde nu m-am aventurat deocamdată? Și pentru că văd că în asamblea este o mulțime de oameni care pot răspunde la aceste întrebări mult mai bine decât aș putea să o fac și aștept cu multă, multă nerăbdare plăcerea de a-i asculta, a vă asculta. Mulțumesc! Pierre, eu sunt aici. Așteptam, la un moment dat, era foarte la îndemână să ilustrez ceea ce zici cu a trăi pentru a-ți povesti viața lui Marquez. Era exact pleat pe ceea ce ziceai tu, știi. Nu te-ai împiedicat în titlul lui? Nu. Nu? Aici... Notez, ca să... Da. Nu, e... Când am descoperit-o, am avut aceeași plăcere și m-a intrigat ca după un veac de singurătate. Când m-am întâlnit cu un veac de singurătate, a fost cu tremur. Dar când am citit reconstruirea a ceea ce el a trăit, el explică cum a reconstruit ce a trăit ca să povestească. Mi s-a părut dialogul mai intrigant decât un veac de singurătate. Dar e interesant că există narațiunea asta, există nu numai pentru oameni individu, dar și pentru o națiune, pentru un grup și, eu zic, și pentru un secol, de exemplu. Există metanarațiuni care sunt ficțiuni, într-un fel. Secolul lui Pericles, secolul lui Augustus, secolul orice rațiune, secolul 19, progresul, și asta este o meta-narațiune despre un secol care s-a elaborat și care justifică și unde e realitatea adevărată nu se știe. Pentru că nu putem gândi altfel decât prin povestire. Nu, așa cred eu, nu? Cine are o părere diferită, bineînțeles că se poate argumenta, este un subiect de discuție, dar mi se pare că nu reușim să scapăm din asta. Nu știu dacă un avantaj sau un blestem, nu? Așa este numai. Și din cauza că trăim temporal. Și că trebuie să explicăm cum acel... bine, am vorbit deja despre asta, nu vreau să mai iau timpul. Țin paharul în mână. Un prieten al nostru, Amedeo Caroce, consideră că sintagma un pahar de vorbă intraductibil în italiană. În franceză există un echivalent de asta. Și se declanșează altfel de vorbă după un pahar de vorbă. Ca să vin să de narațiune vorbim. Nu știu, nu-mi vine așa, trebuie să mă... cu paharul în mână să mă întrebe. Da. Bine. Mulțumim tare mult, domnule Morel, dragă Pierre. O concluzie, care ar fi? Realitatea există în măsura în care este narativizată, în măsura în care devine resit. Și narațiunea ce este? Un produs al imaginației și al imaginației, al sensibilității unei percepții personale asupra unei presupuse realități. Am avut prilejul să-l ascult pe profesor Adrian Ceroianu la Bacău, recent.
Domnul Cioroianu a ținut o prelegere despre sensul istoriei, despre raportul istorie-ficțiune. Și una dintre întrebările care i s-au adresat a fost aceasta. De ce nu există o singură carte despre istorie? De ce există atâtea cărți despre istorie și atâtea contradicții, câte percepții există? Pentru că dacă ar fi o singură carte, ar prezenta adevărul absolut și s-ar pune punct. Dar tot ce este povestit, tot ce este transpus în carte, este o perspectivă personală a cuiva. Vă amintiți, domnule profesor, studenții noștri, cum se mirau, cum erau uluiți când le spuneam noi că totul este construcție. Tot ce e în carte este o construcție. Nouă ne place literatura de identificare. Noi tot, Pierre, căutăm în cărți personaje care să semene cu noi, cu care să ne identificăm și vedem cu ochii minții strada, locul, omul și căutăm să mergem pe aceleași urme. Și cădem în capcana aceasta, frumoasă, dar e o capcană. Și studenții nu credeau că ce este narațiune este produs al imaginației, nu-i așa? Inclusiv jurnalul intim. Și jurnalul intim este un produs al imaginației. Pentru că într-un jurnal noi fixăm ceea ce vrea mintea noastră să fixeze, ceea ce reține memoria noastră, ceea ce produce sensibilitatea și imaginația noastră. Amintirile care nu pot fi, de fapt, niște produs. Da. Câte perspective, câte priviri spre trecut, atâtea cărți despre trecut. Și din toate aceste cărți, din toate aceste perspective, se nasc adevărurile, suma de adevăruri. Dar aceste adevăruri, care e adevărul? Să ne spuneți dumneavoastră, domnule profesor, care e adevărul? Există un adevăr absolut? Totul este mister. Dar nu vorbim de adevăr, noi vorbim de verosimilul în cel mai bun caz. Deci, credibil, verosimil. Da. Nici măcar de credibil nu este categoria verosimil în cel mai bun caz. Mi s-a părut interesant și de marca domnului Ioan Filip despre rescrierea vieții lui Marquez, de exemplu. Și mai aproape de aceasta este rescrierea de Borges a vieții lui. Fiindcă Borges își trăia viața pe care, chiar orbind, el continua să cumpere cărți. Mai și mai interesant, sigur că se le scrie, și a produs acea imensă intertextualitate a textelor sale, reinventând subiectele din care s-a hrănit și s-a alimentat toată creația sa. E intangibilă, o substanță intangibilă deja a cărților. Și aici, prin reprezentare, pornind la ceea ce a spus domnul Morel despre pixul și tangibilul acesta, da, de care ne apropiem, mi se pare foarte interesantă imaginea lui Magritte, da? Magritte. Un pip ce n'est pas un pip, da? Parce que c'est la représentation de la pip, da? Ne întoarcem la imensă, la marea problemă că noi, de fapt, nu adevărul acesta îl căutăm, da? Noi căutăm reprezentarea adevărului. Și pe diferite căi, și noi, sigur că este o problemă despre care literatură vorbim, despre literatură ficțională și non-ficțională, da, și despre amintiri, care fel de amintiri. Ilustru exemplu al lui Proust a demonstrat că amintirile nu sunt amintirile pe care le-am trăit. Da? Proust n-a scris ceea ce a trăit, Proust a scris ceea ce el ar fi vrut să trăiască, propunându-ne mulțime de variante, întorcându-se în niște puncte nodale și propunându-ne foarte multe rescrieri ale variante de rescriere a acestui trecut. Este foarte interesant din acest punct de vedere și poate campion aici sunt ziariștii. Ziariștii care sunt astăzi cei mai mari producători a unei realități mitice chiar, nu doar simbolice, încărcate de simboluri, dar de mituri profunde pe care ei le refac, le rescriu. Este o narațiune care se întrece cu realul. Iată aici, jurnalismul astăzi are un cuvânt foarte mare, foarte important, foarte profund de dereglare completă a realității. Iată aici,
ce, în ce relație ne aflăm cu adevărul și cu verosimilul. Foarte departe, o istorie de cu totul altă natură, de pe cu totul altă planetă. Îți pare că citești, dacă n-ai ști realitatea, ți-ar pare că citești despre cu totul altceva, care nici pe departe nu are economic despre ceea ce, ce scriem. Tipul de narațiune tot contează foarte mult, da. Mulțumesc pentru această pistă de reflexie, domnule. Dar jos, despre amintirile, se spune că amintirile care au mai mult de 40 de ani sunt toate false. Toate false. Eu am lucrat acum două luni pe texte amintiri care au fost scrise de persoane care au supraviețuit la garele naziste, deci evrei. Este foarte diferit un text care a fost scris în 1947 și un text care a fost scris acum două luni. Pentru că este o presiune fantastică că trebuie să scrii ceva precis. Și s-a elaborat un mit, s-a elaborat o narațiune arhetipală. Deci, toți cei care ajung la Auschwitz, la triaj, doctorul care este acolo, care face triaj, este Mengele. Uh-huh. În toate textele este Mengele. Chiar dacă, în realitate, n-a fost Mengele, a fost altcineva. Pentru că personajul arhetipal care face asta este Mengele. Noi suntem în niște clișee, ce extraordinare. Da. Dar și în viața noastră, eu mi-am aduc aminte, amintiri din copilărie. Este ce mi-au spus părinții. Au greșit? Au știut? Mi-au spus frații, mi-au spus vecinii. Și fiecare și-a adăugat o parte și ce realitatea ne scapă. Și este și partea asta culturală. Am citit un articol despre un tip care a scris amintiri din primul război mondial. Și n-a putut să se publice, pentru că editor nu vroia asta. Așteptau scene foarte comune, m-am întâmpinat cu un german într-o gaură de obor, nu știu ce, ne-am batut, l-am omorit, m-am uitat la documentele lui, era o poză cu familia, cu soția, cu copii. Asta toți au povestit asta. Și dacă tu știi, a fost altfel, războiul meu a fost altfel, dar eu am trăit asta. Nimeni nu te ascultă, nimeni nu te va publica, bineînțeles. Și ești considerat sau puțicnit că asta a suferit prea mult, nu? Cum este la Rebreanu, soția care când îi moare soțul, spune, a fost om rău și niciodată nu mai iubi vecinii așa de mult, suferă, că e interpretat social și cultural. Și foarte greu scapam din asta și de scapa de mă, așa este. Da. De fapt, când ascultam comunicarea, chiar mi-a prins foarte bine această comunicare, pentru că undeva mi-a fixat oarecum o grilă de, sau o definiție a ceea ce facem noi, ca cercetători, în lectura și interpretarea textului literar. Personaje literare din literatura noastră contemporană oarecum au această nevoie să-și reconstituie amintirile pentru ca să-și definească identitatea. Și dacă ne uităm, e o tehnică foarte apreciată și valorificată în ultimul timp, unde personajele, pentru ca să știe cine sunt, trebuie să-și povestească viața. Nu-i așa? Și mai contextul, ales copilăria. Mai ales copilăria în care s-a
coagulat ființa, da, s-a format. Da, și aici... Da, 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 e, și lucrez la ea, de ce? Și, știți, lucrez de mai mult timp la Voldemar, o lună, două, dar iată această comunicare mi-a explicat cauza. De ce? Personajul are nevoie să-și povestească fiecare amintire, pentru că are nevoie să-l dea un sens și ca... și să-și... să precizeze și semnaleze care este firul și coagulează aceste multe amintiri fragmentate și societatea în care l-a format, l-a identificat. Și nu doar Voldemar, e și aceeași fașazare, aceeași chestiune, aceeași cauză. De aici pornește narațiunea eu-ului. Da? Prin asta și coagulează și îți definește existența. Un lucru care mi se pare pertinent în contextul ăsta e o remarcă a Svetlanei Alexeievici, care în Războiul nu are chip de femeie, care e o culegere de mărturii despre războiul, al doilea război mondial, al femeilor participante la război. Și un lucru despre care ea notează în bucata introductivă este faptul că de cele mai multe ori subiecții pe care i-a intervievat ea povesteau despre război așa cum se povestește despre război, folosind clișeele răspândite, sigur, răspândite de propagandă și considerându-și propria experiență a războiului ceva care nu are nicio valoare, care nu poate avea nicio valoare, cine ar fi interesat de felul în care am trăit eu războiul. De felul și în care poate chiar culpabil. Da, absolut. Absolut. Da, și respectiv este mult mai la îndemână să preiei o narațiune deja gata, substituindu-ți propriile trăiri, pentru că ele sunt extrem de dificil de pus în cuvinte. Asta e unul la mână. Și doi la mână, faptul că ele sunt considerate, da, cui trebuie, dacă există deja un mod în care se vorbește despre lucrurile astea, cui trebuie felul meu de a vorbi. Un alt mod de spune. Da. Și aici se, un lucru care mie mi se pare important e problema martorului și statutul discursului de mărturie. În ce măsură mărturisirea despre ceva, mărturia despre ceva, corespunde concepției noastre obișnuite despre narațiune. Și aici mi se pare foarte, foarte important ceea ce spuneați dumneavoastră despre poveștile celor care au fost prinși în lagărele de concentrare, blocați în lagărele de concentrare, cărora le revine un anumit mod de a conceptualiza lucrurile sau de a eticheta, de a spune, ăsta a fost Mengele, cel care m-a examinat a fost Mengele, sau există alte... citisem undeva despre... povestea cuiva de la Auschwitz care vorbea despre o încercare de a fost o încercare de a sabota cuptoarele și o explozie în care toți participanții ziceau că au explodat toate cuptoarele, toate cele patru cuptoare de la Auschwitz, dar explodaseră numai trei. Și s-a pus cei care lucrau cu aceste mărturii, cu aceste depoziții, în urma cărora urmau să fie făcute condamnările, și-au pus problema, dar câtă credibilitate putem acorda noi mărturiilor participanților, mărturiilor martorilor oculari. Și aici un autor care mi se pare important în contextul ăsta e Giorgio Agamben, care vorbind despre statutul martorului, spune că adevărata mărturie nu este o mărturie pusă în cuvinte. Este o mărturie care se transformă într-un mod de a fi, într-un angajament etic față de o anumită percepție trecută, care îți schimbă modul în care te raportezi la prezent. Deci, pentru Agamben, statutul mărturiei trece dincolo de discurs și devine un mod de a fi, un mod de a te angaja față de ceva ce ai experimentat. Discursul întotdeauna construiește sau reconstruiește. Angajamentul față de trecut, urma pe care o lasă în tine trecutul, felul în care trecutul te face să fii în prezent, asta este adevărata mărturie, nu ceea ce spui.
ceea ce spui este o reconstrucție, este o încercare de a da un sens, de a lega anumite fire. Dar felul în care ieși... O negociere. Da, absolut, absolut. No. Și un alt lucru care iarăși mi se pare interesant de examinat în contextul ăsta este statutul imaginației poetice. Dar despre asta cred că putem vorbi foarte mult. În ce măsură imaginea poetică funcționează în același mod cu imaginația narrativă sau altfel? Și, sigur, aici e foarte, foarte mult aici de vorbit. Aici e zona nocturnă. Ceea ce vorbiți dumneavoastră, vorbiți de zona diurnă. Pentru că realitatea este ceea ce constituie, după Robert Durand, ceea ce constituie ceea ce vezi. Asta este imaginarul diurn. Imaginarul nocturn este cum creezi, recreezi o lume posibilă. O lume verosimilă. Și atunci, de asta și este discrepanța între realitatea pe care o văd și care încerc să o reconstitui prin reportaje și realitatea pe care o realitate posibilă este o realitate nocturnă pe care o văd în poezie, în reflexii poetice, în reconstrucții ficționale. Posibil, dar în mare măsură poezia contemporană își propune anume o priză la realitate. Dar oricum, poezia contemporană în urmă este o reflexie nocturnă la imaginare. Nu știu dacă sunt de acord. Da, nu știu poate. Dacă sunt de acord. Pentru că chiar și doamna Cocinski mergea pe ideea că într-o poezie, dacă nu văd un substrat care să mă miște, doar o poezie care îmi spune pe afară, a răsărit soarele și merge nu știu ce acolo, e o poezie care spune despre ceva, dar nu transmite nimic. Și această transmisie este anume ceea ce este specific pentru imaginea poetică. Să ne amintim de felul în care definea imaginea poetică Ezra Pound. Și exemplu tipic, fețele oamenilor în metrou, petale pe o creangă neagră ură. Asta e ceea ce considera Ezra Pound poezie și imagine poetică. O imagine pentru el este ceva care transmite un complex intelectual și emoțional în același timp. Într-o formă vizibilă pentru altcineva. Dar recrează până la urmă. Atunci când se recrează, atunci vorbim despre imagine nocturnă. Când transmiți exact ce aici se întâmplă, reflecția, e doar simplu. Nu are un substrat de intenție pe care autorul vrea să-l transmită. E doar ceea ce vede, nu ceea ce vrea să spună. E o discuție lungă pe care nu vreau să luăm din timpul doamnei mai. Asta face o punte între ceea ce vreau să prezint eu. Da, facem un salt, îți dați o imagine din actele plastice, așa? Da, facem o punte. O să vedeți, poate o să fie niște elemente. Poți să vin acolo? Da. Ultima dată când am avut bucuria să o ascult pe Maia Morel a fost cu ani în urmă la o lecție de la Institutul de Științele Educației, în fața profesorilor de artă plastică. Da, doamna Morel a avut o lungă carieră de dat la Universitatea Pedagogică de Stat Europeană. Hai să spun la... Prea mă n-auzi. Poate să spun eu. Universitatea Perspectiva. Deci, dacă era de principiul ăsta, am început aici și am activat 25 de ani, 30 de ani, așa, în domeniul educației artistice, după care am emigrat și acum fac altceva, sunt profesoară în Canada, fapt de care sunt foarte mulțumită și mândră că ceea ce am adunat aici prin profesorii mei, care au fost niște modele, am putut să reușesc și în altă parte. Dar ziceam că Nina prea mult mă laudă și prea mult așa. Și asta mă face să mă simt un pic incomod. Deci vreau să vă previn că sunt din alt domeniu, sunt din domeniul artelor vizuale. Nu sunt un specialist al imaginarului, însă, bineînțeles că atunci când abordăm o operă de artă vizuală, apelăm la niște noțiuni care sunt în tangențe foarte strânse cu imaginația, imaginarul și mai ales cu imaginea. Aici vroiam să vorbesc cu Pierre, dar am zis că vorbim de seara acasă,
Ce înțelegem prin narațiune? Narațiunea poate fi povestită în cuvinte, poate fi orală, dar pentru mine timpul poate fi fixat și prin imagini pictate, artefacte, fotografii, documente, etc. Deci este o discuție, o continuăm noi tete-a-tete. Vreau să vă aduc în altă lume, lumea artelor vizuale, și pentru că am viciul ăsta de a preda și de a simplifica lucrurile, de a le explica, de a le da definiții, aș vrea să încep doar cu ceva ce e considerat ca un spațiu elitist. Asta se numește artă contemporană. Nu este accesibilă la toată lumea și când încep o oră de predare, spun studenților mei că arta contemporană este ca o limbă străină. Dacă nu o înveți, dacă nu ai un dicționar sub mână, nu poți înțelege. Și asta e supărător pe locuri, pentru că nu avem o școală care, sau nu avem o carte care să ne învețe cum să facem lectura unei opere de artă contemporană. Altă paralelă pe care o fac este telefonul. Vă amintiți în copilărie când au apărut telefoanele astea care le băgam creionul într-o gaură ca să facem numărul. Pe urmă au apărut astea cu mai modernizate. Acum ele nu mai există. Generația copiii noștri, nu știu dacă mai știu ce este telefon fix. Acum totul s-a modernizat, tehnologiile sunt într-o goană, într-o competiție. Același lucru se întâmplă și în domeniul artelor. Probabil și același lucru se întâmplă și în literatură. Ceea ce citim literatură din alte secole, poate nu o mai înțelegem, pentru că sunt niște simboluri, niște elemente pe care dacă nu le putem descifra, nu este să luăm textele ctitorilor, chiar și Biblia, o citim și nu o înțelegem, pentru că aparțin, este un limbaj care aparține unei alte epoci. Și, din potrivă, ceea ce se produce astăzi, poezia albă sau cum o numiți dumneavoastră, și muzică la fel, sunt lucruri pe care nu le mai înțelegem dacă nu avem în față un dicționar, un fel de mod d'emploi, cum să o abordezi, cum să o înțelegi. Deci, în contextul dat, arta actuală sau arta contemporană este supărătoare pe alocuri. Deci, atunci când vorbim despre imaginar și imaginea, că, dacă puteți schimba diapozitivul, comunicarea pe care vreau să vă prezint este intitulată Imaginar, imaginație și imagine în arta contemporană. Deci, asta vreau să zic, că vă aduc pe un teren necunoscut și să nu ne fie frică și să nu ne simțim frustrați că nu înțelegem ceva, pentru că este normal, este natural. Dacă nu avem un ghid, dacă nu avem o grilă de lectură, ne este greu să o înțelegem. Pe de altă parte, dacă suntem intelectuali, suntem oameni cultivați, ne place, nu ne place, luăm act de prezență. Există așa un fel de artă și să vedem împreună cu dumneavoastră cum în aceste creații contemporane, actuale, care este partea imaginarului arhetipal, colectiv, care e partea imaginației individuale, artistului și, de ce nu, a spectatorului și care sunt gen de imagini care poate trece prin lângă ele și nici nu înțelegem, dar ce, asta e artă? Deci să vedem care este, cum le punem pe polițe. Asta este textul pe care vreau să vă propun. Fiind în francofonie, l-am produs în limba franceză, dar spontan așa o să comunicăm în română. Deci, în 6 puncte scoatem bibliografia, că nu voi povesti-o, deci mă gândeam așa, să începem cu arta. Arta din paradigmă în paradigmă, să vedem cum ajungem noi la niște produse artistice contemporane, actuale, care, ziceam eu, sunt în mare măsură neînțelese, intelectualizate. Punctul 2, să vedem în orele pe care le predau, cum ziceam, nu sunt specialistă în noțiunea, conceptul de imaginar, însă, evident, tratăm imaginarul ca un produs colectiv. Și vedem acum o mică definiție. Pe urmă, în punctul 3, ziceam că vorbim despre imaginație ca facultate individuală a
creatorului și o să vedem că creatorul de azi, actual, solicită imaginația spectatorului. Deci, narațiunea vizuală nu rămâne la niște reprezentări fixe, pe care le vedem cu ochiul, ci ne conduce spre niște reflexii, spre o muncă, să zic așa, a noastră ca spectator, să ne punem niște întrebări și să căutăm niște răspunsuri. Cum ziceam, probabil e același fenomen și în literatură, nu știu că nu sunt specialist. Pe urmă, în punctul 4, vreau să vă prezint, avem internet aici, domn Constantin? Avem internet? Da? Poate că va fi mai clar să vedem cum, care este, în 4 minute am un filmuleț, să vedem cum artiștii actuali, contemporani, folosesc imaginarul și solicită imaginația și ce tip de imagini poate că ne înconjoară și noi, fiind deprinși cu un tip de artă, pictură pe pânză sau desen care reprezintă real ceva, putem să trecem prin ele și să nu ne dăm seama că, de fapt, este o intenție a artistului și avem de-a face cu o operă de artă. Și o mică concluzie. Mulțumesc, domnul Constantin, o să mă ajutați, deci, să schimb, că dacă mă așez acolo, eu trebuie să văd sala și să... Deci, numărul 1, punctul 1, arta din paradigmă în paradigmă. Înaintea mai departe. Ce înseamnă paradigmă, știți cu toții, dar eu ziceam că am viciul ăsta de profesor și le explic. Paradigma ar fi niște caracteristici sau concepte care sunt proprii, care caracterizează o perioadă a istoriei artelor. Deci avem, grosomodo, trei paradigme în artele vizuale. Mergem mai departe. Iată, aici avem două ilustrații. Le-am ales pentru că, cum zicea și Pierre, suntem într-un context pe care suntem într-o negație. E războiul la câțiva kilometri de noi, dar evităm, nu vrem să ne gândim la asta. Și mi-a zis că ar fi bine să aduc totuși din istoria artelor niște tablouri care evocă o tragedie sau o distrugere. Avem în partea stângă un tablou al unui pictor rus, Carl Brulov, ultima zi a orașului Pompeii. Știți ce s-a întâmplat? Și aici autorul ne descrie fotografic ce s-a întâmplat. Deci face o narațiune vizuală, cum am vrut să fac legătură cu literatura. În dreapta dumneavoastră avem Pablo Picasso, Guernica. Guernica lui Picasso este o operă celebră, arhicunoscută. Este o icoană secolului 20. Vedem că modul de exprimare este totalmente diferit. Și acum să vedem de ce. Dincolo de faptul că aceste două tablouri au fost pictate aproape la 100 de ani unul de altul, vedem că tehnica de pictură, dar și amplasarea compozițională, dar și tratarea formală a imaginii este total diferită. Deci deja aici, la Picasso, suntem un pic într-un disconfort. De ce, mă rog? Și să știți că Picasso a avut o școală absolut academică. Deci el ne propune acest tip de imagine nu de atâta că nu poate picta ca Brulov, dar de atâta că nu mai interesează să repete, să folosească un mod de exprimare pe care l-a folosit predecesorul său 100 de ani înainte. Deci Guernica este un sat din Spania care a fost distrus de aviația fascistă, care a făcut un test să vadă cât de rapid se poate distruge un sat care doarme în plină pace, unde nu erau baze militare și așa mai departe. Deci ei au făcut un test a avioanelor și în istoria umană, avem aici un profesor de istorie, un specialist în istorie, mi-e închipui că poate să confirme, a fost tratat ca primul act terorist din istoria omenirii. Pentru că nu era vorba de un sat, un oraș, o localitate, Guernica, care s-ar fi aflat în război. A fost pur și simplu un atentat terorist din partea germanii naziste, care și-a testat avioanele. Cât de rapid poate distruge o comunitate. Deci, Picasso, care e considerat
pictor francez, este de fapt de origine, vorbim de identitate, este de origine spaniol și faptul ăsta l-a perturbat în așa măsură că el s-a așezat și a creat o pânză, nu am aici dimensiunile, este enorm de mare și vedem că defigurează formele. Face lucrul ăsta intenționat. Care a fost, deci, intenția artistului? Vedem mai departe și comparăm aceste două paradigme. Dar, cum ziceam, am ales două tablouri care ambele vor să ne arată, ne vorbesc despre o tragedie și despre distrugere. Continuăm. Deci, aici, Brâlov descrie o realitate, deci e o formă de narațiune vizuală, și ne reprezintă un eveniment. Când zic reprezintă, în sensul că ne propune o fotografie făcută cu pensul pe pânză. Deci este foarte realist, foarte bine compus, respectă anatomia personajelor și deci ne descrie o realitate. Ce caut Picasso? Să vedem mai departe, domn Constantin. Când e vorba de Picasso, fac aici deci o definiție, o mini-definiție, paradigma clasică. La Brâlov avem de-a facere cu o paradigmă clasică, unde actul de creație consistă a reproduce o bucată de realitate. Arta clasică pune accentul pe reproducere a unor modele și mai ales pe abilitățile tehnice a artistului de a reprezenta fidel ceva ce în imaginația spectatorului corespunde 100% cu ceva real. Dacă mergem la Picasso, el își pune alte scopuri, el are alte intenții, el vrea să exprime o poziție socială. Am zis că e vorba de un act terorist și el fiind spaniol, deci asta l-a impresionat în sens de negativ și deci el exprimă aici o poziție ca cetățean și ca artist. Pe de altă parte, el vrea să suscite o emoție. Deci chiar dacă e negativă, cu cât mai negativă avem, este emoția noastră vis-a-vis de acest tablou, cu atât mai aproape de intenția lui se produce acest efect asupra spectatorului. Deci noi suntem frapați de, în primul rând, de ce vedem nu mai corespunde fidel unei realități. Deci scopul lui nu era să ne facă o fotografie, scopul lui e altul, să ne îngrozim de ceea ce vedem. Și operează, bineînțeles, cu simboluri. Vedem aici, am făcut multe ore de lectură acestei opere de artă și vedem o lumină undeva care poate fi interpretată ca cu toată tragedia ce s-a întâmplat, totuși Picasso crede în un uman, pentru că vedem o lumină. Vedem o sabie jos. Poate că asta poate fi interpretat că până la urmă răul care produs de arme va fi în partea de jos a tabloului, înseamnă că totuși lumina va birui întunericul, etc. Deci putem căuta niște simboluri, nu mai vorbim de taurul, care știți că este pentru spanioli un animal foarte celebrat, etc. Deci sunt niște simboluri cu care el operează. În concluzie, Picasso merge dincolo de o reproducere a unei realități. El operează cu simboluri și are alte intenții decât Carl Brâlov în tabloul său. Mergem mai departe. Deci aici avem, de fapt, o definiție a paradigmei artei moderne. Prima fiind arta clasică, înțeleasă, simplă, înțeleasă de toată lumea, trecem într-o paradigmă modernă, unde actul de creație caută să prezinte ceva nou, să fie în avangardă. Am văzut că deci, formele din tablou nu mai corespund realității și modul de exprimare a lui Picasso se plasează în avangarda limbajului plastic al epocii sale. Artistul modern pune accentul pe limbajul plastic, pe emoții și pe estetică, dintr-o perspectivă de inovare artistică. Încă o dată, repet, Picasso a făcut o școală clasică și el era un excelent desenator. Dar asta nu m-a interesat, pentru că
Bine, istoria e lungă. Apare aparatul de fotografiat care detronează artistul ca meșter cu dexteritate de a reproduce realitatea. Și atunci apare întrebarea, moartea artei? Ce mai facem noi, artiștii care avem talent, care cunoaștem tehnici? Și atunci artiștii, la începutul secolului 20, chiar spre sfârșitul secolului 19, caută alte modalități de expresie artistică. Picasso fiind unul din artiștii de avantgardă care a pus începuturile mai multor curente artistice și cel mai cunoscut fiind cubismul, dacă vă spune ceva acest lucru. Deci vedem că arta pășește din paradigmă în paradigmă și ajungem, domnul Constantin, la următorul diapozitiv, în care vom vedea în arta contemporană ce se întâmplă. Deci am văzut două paradigme, două moduri de expresie, tematica fiind aceeași, deci oroare, distrugere, etc. Să vedem în arta contemporană ce înseamnă arta contemporană și cum operează artistul. Pentru că suntem aici în tema Holocaustului, a fost întâmplătoare coincidența asta, avem aici Cristian Boltanski, un artist francez, care ne propune, iată, în cadrul unei expoziții de Grand Palais, cred că Grand Palais, Pierre, c'est le Grand Palais, a Paris, o expoziție, o sală enormă, în care el propune viziunea lui de distrugere, de cataclism, degradarea umană, dezagregarea etnosului evreiesc ca grup social, etc. Deci ca să cutremure încă mai mult spectatorul, el nu mai pune mâna pe pensul să facă o pictură. Prezint aici o acumulare de haine. Acum să ne gândim, când intrau la doctorul respectiv cei din Auschwitz, hainele erau lăsate grămadă. Deci el ne aduce la ceva mult mai acut ca sensibilitate. Ce înseamnă grămada asta de haine? La ce ne face să ne gândim? Ne gândim, dar unii sunt persoanele care, apropo, opera se numește person ca persoane, însă când pronunțăm în franceză, person înseamnă nimeni. Deci este un joc, este un alt nivel, un alt câmp de reflexii și cu totul altă imagine. Deci avem aici o operă de artă contemporană pe aceeași tematică. Acum, studenții pe mine mă întreabă, bine, domn profesor, dar care e lucrul lui Boltanski? El ce-a cusut hainele? Nu, el nu le-a cusut, el le-a acumulat. Poate că sunt haine de second hand, adică se pune întrebarea, care este partea lui ca autor, ca artist? Și aici ajungem la ceea ce înseamnă arta contemporană. Nu mai are importanță dexteritatea tehnică a artistului, conceptul, intenția care o pune la baza unei imagini pe care ne-o prezintă. Este, vedeți, o grămadă de haine enorm de mare, sala este foarte mare și atunci spectatorul când intră în așa sală, el este, se cufundă în opera de artă. Opera de artă nu mai este o imagine separată de mine, la distanță, că o pun pe perete și mă îndepărtez ca să o văd mai bine. Deci opera de artă înghite, dacă putem spune, spectatorul. Asta este intenția artistului, să aducă în scenă niște emoții cutremurătoare, pentru că tema este așa. Eu nu spun că toată arta contemporană e dedicată nazismului și Holocaustului, însă am luat așa niște exemple ca să le înțelegem mai bine. Putem să avansăm ca să vedem cât de paradigma o să încerc să o formulez, ce înseamnă artă contemporană. Teoria și istoria artelor nu are destulă distanță în timp ca să fac o definiție fixă, precisă. Deci, definiția asta este mereu în evoluție, dar încercăm să o definim. În paradigma contemporană, actul de creație consistă în a-și apropria realul printr-un gest particular. Ceea ce nu mai văzusem,
în paradigmele precedente. Deci, asta este diferența și asta este, dacă aș spune așa, o gramatică care ar trebui însușită ca să putem să ne dezmeticim în ceea ce se numește arta actuală sau arta contemporană. Putem să vedem acum, da, asta este foarte important, este un alt fel de artă. Dacă Picasso vroia să facă schimbări, fiind el în avangardă, în interiorul artei, arta contemporană este alt fel de artă. Paranteză, am fost recent la Casa Zemstrei, este un local unde arta contemporană, deci tinerii din Moldova și din străinătate, prezintă asemenea lucrări de artă și vedem acolo sunete, pot fi niște mirosuri, niște mișcări, etc. Deci arta contemporană nivelează frontierele dintre mai multe genuri de expresie artistică. De asta se numește artă contemporană, că poate fi imagine, dar poate fi o operă de artă contemporană fără imagine, doar sunet, mișcări, umbre, lumini, etc., etc. Și multe surprize încă ne mai pot aduce tehnologiile de azi, că artiștii contemporani se servesc acum de toate tehnologiile. Pictura cu pensulă pe pânză rămâne ceva foarte exotic, foarte prețuit, așa cum sunt pentru noi foarte prețuite edificiile la Roma sau la, antichitățile care ne-au rămas din trecut și în fața cărora ne închinăm. Pentru că, cum ziceam, tehnologiile avansează și nu știm ce surprize ne mai aduce arta contemporană în 10 ani, în 20 de ani. Deci artistul contemporan va pune accent pe respingerea reprezentării, preferând ideea sau conceptul sau o informație pe care o vehiculează opera sa. Am văzut asta cu Boltanski. Mergem mai departe. Deci aici el angajează o reflexie socială, spirituală și umană. Și uitați-vă, iată, asta este opera lui de artă. Vedem grămada asta mare și tot haine. Și cât în raport, în scara dimensiunilor, vedem spectatorii. Deci vă dați seama că, într-adevăr, este cutremurător. Nu am văzut expoziția, dar mi-e suficient să văd imaginea și îmi dau seama că el și-a atins scopul, într-adevăr, când te găsești acolo. Istoria asta a evreilor care au fost nimiciți pe un cap, deci el aduce în actualitate o problemă care durează de secole cu acest popor evreiesc. Aici vreau să fac o paralelă cu ceea ce a spus Pierre Adineauri, identitatea fiind, deci el pune la un nivel general, el fiind evreu și având în familia lui persoane care au fost supuse acestor calvaruri. Deci nu prezintă ceva personal, ce mi s-a întâmplat rudelor mele sau mie personal. Aduce ideea asta și semnul ăsta de întrebare la nivel general, uman. Deci, invită spectatorul să angajeze o reflecție socială, spirituală și umană. Asta este, deci, o diferență de paradigme. Mergem mai departe. Punctul 2, să vedem imaginarul acum. Până acum, deci, am făcut un rezumat paradigmele artelor. Acum să vedem imaginarul, care eu personal, în orele mele, când predau lectura operei de artă, sunt mai multe abordări, cum s-a spus, este într-adevăr o noțiune care poate fi întoarsă și e studiată de mai multe puncte de vedere, de mai multe perspective. Noi ne oprim aici, în cazul dat, la imaginarul ca un produs colectiv. Hai să vedem, domnul Constantin. Deci, ce este imaginarul? În sensul în care îl abordăm noi, este un sistem de interpretări destinate a produce un sens careva. Acest sens, grupul, colectivul, societatea, acest sens pe care grupul
îl dă unei realități, în același timp îl ajută să se valorifice pe sine însuși ca grup în măsura în care percepția realității este simultan o percepție de existență. Deci un grup, ca să spun în cuvintele mele, este vorba de niște arhetipuri, o memorie colectivă pe care un grup social îl perpetuează. De exemplu, niște arhetipuri create în India nu vor fi identice cu niște arhetipuri create pe alt continent, etc. Deci, în literatură găsim imaginarul colectiv ca sinonim a noțiunilor reprezentări sau mentalități sau credințe sau mituri. Și eu aș adăuga arhetipuri. Deci, asta ar fi perspectiva din care în lectura operei de artă tratăm imaginarul ca un produs colectiv. Mergem mai departe. Și iată aici, în cazul dat, când mai revenim la Guernica, vedem că acest produs colectiv se rezumă la o poziție la guerre, împotrivirea la un război, se denunță un act inuman și face apel, cum am spus, la simboluri, la niște imagini tradiționale Spaniei, taurul sau mama îndurerată, care face referință la Fecioara Maria, copilul, este aici o mamă îndurerată care și-a pierdut copilul, deci dacă descifrăm toate formele astea geometrice, găsim mama care și-a pierdut copilul și care urlă de durere, o vedem aici. Deci, dacă ar fi fost pictată ca o icoană realistă, cu o lacrimă, poate că nu ar fi fost atât de... Tragedia asta nu am simțit-o atât de viu. Din această cauză, Picasso deformează realitatea ca să ne convoace la o reflecțiune și ca să exprime propria lui poziție și condamnarea acestui act de barbarism. Mai departe. Dacă ne adresăm la un alt termen care face parte din comunicarea noastră de azi, deci imaginarul ar fi ceva colectiv care face apel la niște simboluri cunoscute de un grup social, imaginația o tratăm ca o facultate, ca o capacitate individuală a artistului și eventual a spectatorului. Deci, ce este imaginația? Facultatea mentală de a reprezenta sau de a crea imagini. Aceste imagini creează niște istorii complete, amestecând percepții, senzații, amintiri și ordonându-le într-o manieră asociativă, în cele mai dese cazuri se asociază la ceva. Din punct de vedere subiectiv, imaginația poate să ne joace festa, cum aș spune, exagerând o situație la care, care persoana se confruntă. Deci vorbeam azi de amintiri din copilărie care sunt veridice, care sunt îmbogățite de imaginația personală, deci din punctul ăsta de vedere vom vorbi de imaginație. Mergem mai departe. Deci am făcut o mică cercetare cu copii de 7-8 ani și aici câteva extrase. Dacă am văzut în Guernica care este imaginarul colectiv, care sunt simbolurile, etc., și poziția autorului, aici am vrut să văd niște copii care nu au, din punct de vedere cultural, ei nu cunosc istoria. Ei nu știu cine e Picasso, ei nu cunosc istoria cu Guernica, etc., și le-am arătat tablou, să vedem care este reacția lor, să vedem care, din punct de vedere a imaginației personale, ce spune copilul. Și o să vedeți ce conexiuni culturale cu cei ce trăiesc copiii noștri de azi, care stau cu telefonul în mână și se joacă la jocuri virtuale. Un copil de 7 ani spune, este un animal care mănâncă o persoană. Este o mare bătălie și sunt fantome. Alt copil spune, parcă ar fi niște monștri sau niște extraterestre cu mulți ochi,
de exemplu, un crocodil cu trei ochi. Dar ei nu sunt răutăcioși. Și pe urmă văd un dragon care a fost electrocutat de un bec. De părți ale corpului aruncate, creșteate peste tot. Și bate vântul. Aș zice chiar că este un uragan. Da, este un vânt care suflă. Deci copilul când privește Guernica, neavând cunoștințe istorice sau artistice sau teoretice, el pune în funcție imaginația personală, care se, de fapt, reperele acestei construcții a imaginației sunt elementele culturale cu care el trăiește. Dacă îl întrebăm pe Mihail tău, el o scoate personaje din desenele animate sau din jocuri. Deci, în conferențele acestea, tratăm imaginația ca ceva, ca o facultate personală, individuală. Deși, semn de întrebare, m-am putea discuta și sunt mai multe surse, dar noi, pentru cercetarea noastră, ne bazăm pe imaginație ca o capacitate individuală. Mergem mai departe. Acum să vedem imaginarul, l-am văzut, imaginația, am dat exemple, ce imagini ne propune artistul contemporan, ce fel de imagini și cum să, bazându-ne pe cunoștințele care le avem deja despre imaginar, despre imaginație, despre paradigmele artelor, să vedem cum ne descurcăm în labirintul ăsta de imagini în arta contemporană, care am zis că teoreticienii încă nu izbutesc să clasifice în curente, în mișcări, în școli, pentru că arta contemporană se produce azi. Acum noi stăm aici de vorbă, undeva un artist născocește încă un alt mod de exprimare sau un alt concept. Deci e prea devreme să facem clasificări. Însă, cum ziceam, avem niște elemente, niște puncte de reper bazându-ne pe care am putea să facem lectura acestor opere de artă. Mergem mai departe. Deci, arta contemporană, am zis că Boltanski apelează la această paradigmă. Deci, el, în această lucrare, dacă încercăm să o descifrăm, abordează viața, memoria și singularitatea fiecărui existențe. Existență care s-a umplut cândva hainele care nu mai sunt. Așa? Și abordează ceea ce o temă foarte des, este tema lui preferată, să zicem, prezența morții. Apelează mult la memorie, la moarte, la dezumanizarea corpului și la hazardul destinului. Că puteai să fii prins și dus la Auschwitz, dar ai putut scăpa și etc. Deci, joacă cu aceste noțiuni. Mergem mai departe. Și naște în același timp. Exact. Da, și nașterea a fost o întâmplare. Vreau să extrag din toată gama aceasta largă a artei contemporane niște imagini care se înscriu în noțiunea de anamorfoză. Deci să vedem ce este anamorfoză și care sunt niște exemple din arta contemporană care le putem examina azi. Anamorfoză, deci utilizarea principală a anamorfozelor sunt în legătură directă cu ceea ce se numește trompe-l'œil. Trompe-l'œil, dacă traducem mot-a-mot din franceză, trompe-l'œil este un concept, o noțiune în istoria artelor, asta ar fi amăgirea ochiului, adică o iluzie optică. Trompe-l'œil, o amăgire a ochiului, mot-a-mot, dar sensul este o iluzie optică. Deci, anamorfoza se bazează pe iluzia optică și cred că ați văzut că circulau pe internet fel de fel de imagini de genul ăsta, care, asta este un exemplu de trompe-l'œil. De fapt, trotuarul este neted, mergi pe el fără niciun pericol, însă un artist cu dexterități de reprezentare realistă face o pictură care îți te amăgește, îți creează o iluzie optică și persoanele se uită pentru că li se pare atât de veridic, da, doamnă Prus? Atât de real, că este într-adevăr acolo o groapă. Însă ea este o iluzie. Asta este o iluzie. Deci,
Complioi, am înțeles ce este, amăgirea ochiului. Însă artistul contemporan nu se limitează la ceea ce este așa, un fel de activitate folclorică, street art, arta de stradă, arta stradală, unde orice persoană care a făcut ceva studii în artă poate să ne amăgească ochiul cu asemenea imagini. Arta contemporană, ziceam, că are o paradigmă și în baza paradigmei este un concept. Deci arta contemporană nu ne lasă să ne odihnim, să admirăm așa trompe-l'oeil și să ne amuzăm, sau arta contemporană merge mai departe, aduce încă un strat de reflexie ca să ne pună să căutăm, să asociem, să facem parte din opera de artă. Aici spectatorul este pasiv, el este în fața unui tablou, cum ar fi fost în fața tabloului lui Brulov. Ne uităm, admirăm, dacă e amuzant, ne amuzăm și atât. Dacă vorbim de anamorfoză, este altceva. Acolo este un mister pe care artistul te invită să-l cauți, să-l găsești. Mergem mai departe, să vedem ce înseamnă anamorfoză. Deci, anamorfoză este ceea ce spunea Dürer, arta unei perspective secrete. Perspectivă în sens de perspectivă lineară, perspectivă spațială, nu o metaforă, dar o perspectivă în sens geometric. Deci Dürer numea anamorfoză arta perspectivii secrete. Aceste perspective consist, aceste anamorfozele, pardon, anamorfozele înseamnă a picta într-un mod deformat și calculat o imagine care ar fi reconstituită de un punct de vedere fix, stabilit, și poate da impresia de o pictură în relief, cum am văzut la trompe-l'oeil. Însă o să vedem că anamorfoza este ceva mult mai intelectualizat și mai complicat, având la bază această iluzie optică. Mergem mai departe. Deci, anamorfoza o găsim tocmai în 1533 într-un tablou al lui Holbein, Feciorul. Vedem aici, deci, doi ambasadori, un covor, niște obiecte care corespund secolului, nu-i așa? Însă este aici, când ne uităm mai bine, parcă este ceva straniu, nu știi ce-i. Nu-i un cățel, nu-i un obiect. Deci, acesta este un tablou care a suscitat foarte multe semne de întrebare. Ce mai este și asta? Cu timpul, deci, cercetătorii, teoreticienii, analiștii, criticii de artă au descoperit că avem de a face cu o anamorfoză. Mergem mai departe. Ca să vedem, este aici ceva, când întoarcem tabloul dintr-o perspectivă anumită, atunci vedem ce înseamnă acest obiect. Asta se înscrie probabil în moda timpului, unde erau pictate vanite, ca un craniu sau ceva care simboliza moartea, ca să ne aducă aminte că ești ambasador, ești rege, oricum toți sfârșim undeva. Deci, acest artist deja în 1533 folosește această amăgire a ochiului, acest concept de anamorfoză și ne pune să o descifrăm și să ne gândim la ce semnifică în cazul dat, este un sens anumit. Mergem mai departe. Iată aici prim plan, vedem imaginea aceea deformată care nu se știe ce-i, însă artistul deci a făcut o șmecherie și a ascuns ca un mister, a ascuns ceva în tabloul său ca să nu rămână la o fotografie a ambasadorilor, dar să ne trimită un mesaj că ambasadori fiind tot acolo ajungem. Deci asta este probabil prima anamorfoză descoperită în istoria artelor. Evident că aici nu e vorba de arta contemporană. Vreau acum să vă aduc în epoca noastră, să vedem cum artiștii folosesc aceste iluzii optice ca să construiască niște geometrii și să ne placeze în interiorul operei de artă ca să ne pună să gândim și să căutăm împreună cu el un punct fix de vedere, că aici ați înțeles, trebuia să te placezi într-un punct, într-un loc anumit,
ca să poți vedea imaginea aceasta deformată. Mergem mai departe. Deci, un reprezentant foarte, o icoană a anamorfozelor actuale, este Felis Varini. Este un artist elvețian, fiind la Sorbona la doctorat, l-am ascultat, a fost pentru mine o descoperire, eu veneam cu, vă dați seama, cu niște repere culturale, Vasnețov, Șișchen, Pușchen și dau la Sorbona de Felis Varini, care prezintă lucrările sale. Deci a fost pentru mine un șoc și asta m-a făcut să pun întrebări, să văd, să înțeleg. Deci, pentru el, punctul de vedere va funcționa ca un punct de lectură. Cum am zis cu craniu, trebuia să găsești punctul de vedere din care îți privești. Adică cu un punct de plecare posibil care tratează în același timp pictura, dar și spațiul. Deci o să vedem cum ne aduce el în trei dimensiuni, din trei dimensiuni în două dimensiuni. El va face o cale inversă. Forma pictată este coerentă când spectatorul va găsi punctul său de vedere. Deci ne pune să căutăm. Deci facem parte deja, suntem într-o acțiune. Când spectatorul iese din acest punct de vedere, lucrul său, acțiunea lui, consistă în a-și pune întrebări asupra infinităților punctelor de vedere, asupra formelor respective. Deci, nu este vorba pentru el numai de punctul fix de vedere în care spectatorul să-i vadă lucrarea. El acceptă că spectatorul s-a deplasat și vede altceva, niște segmente separate, dar asta îl face să conștientizeze relația său cu spațiul. Deci, era aici ceva interesant, de ce am luat eu citatul ăsta. Și, deci, el insistă asupra faptului că aduce spectatorul să se chestioneze asupra ce punct de vedere are el asupra sine însăși. Propriul sine în spațiu. Deci este o, dacă Pierre a vorbit despre timp, aici se vorbește mai mult despre spațiu și spectator. Mergem mai departe. Îmi pare rău pentru traducere, dar m-am pregătit pentru francofonie. Iată, vedem aici o creație a lui Felis Varini. Este o arhitectură și ai impresia că e ceva agățat pe o ață, o formă albastră. Așa impresia ai. Deci ai găsit punctul, te-ai plasat, vezi o geometrie. Mergem mai departe. Dar, de fapt, el a găsit cum să tragă niște linii albastre în trei dimensiuni și ne amăgește. Mergem mai departe. Astea sunt fragmente din pictura lui. El a pictat niște linii într-un loc anume, cu așa scop că atunci când te-ai plasat în punctul de vedere general, vezi forma asta. E o amăgire totală. Deci, din trei dimensiuni, el ne prezintă ceva în două dimensiuni și ne amăgește. Dar, de fapt, a trebuit să calculeze, deci aici vedem ceea ce se numește artă și plus știință, pentru că trebuie să calculezi la milimetru ca să creezi această iluzie optică. Deci, iată, asta este, o putem numi, în cazul dat, această anamorfoză, eu aș numi o operă de artă ludică, pentru că este ca un joc, o căutare, un Lego. Deci, ceea ce spectatorul trebuie să se joace cu punctele de vedere ca să găsească asta, forma, dar, cum spunea artistul, pentru dânsul nu este esențial anume să găsești forma asta. Chiar dacă te-ai deplasat și vezi fragmente, tu începi să te poziționezi tu însuți în aceste trei dimensiuni și te poziționezi tu și îți pui întrebări tu și spațiu, la tema tu și spațiu. Mergem mai departe. Am și un filmuleț, poate o să-l găsim iată aici, dacă puteți accesa, vă rog. Deci este o muncă enormă și încă o dată ziceam că nu mai este atât de esențial să poată el picta ceva realist,
Deci merge pe calea unui concept, hai să vedem de ce sunt așa de palide sau nu avem acces la... Trebuie să încarce, domnul Constantin, sau... Imagine, da? Sau video? Nu, acestea sunt niște video și vreau să vă arăt, nu-i primul, mai departe o să vedem. Nu așa de repede, vă rog, eu nu țin minte care l-am văzut. Așa, a treia, cred că a treia. Asta, dacă am putea să-l privim. Bineînțeles, ca să facă așa niște proiecte, el lucrează mult cu spațiile abandonate. Cum avem noi în Chișinău multe spații abandonate, deci le transform în spații de artă. Evident, trebuie să ai cu construcții. Are, de asemenea, contracte cu municipalități, cu orașe, pentru că nu lucrează numai în interior, dar și în exterior. Și, bineînțeles, din punct de vedere turistic, pentru un amuzament, orașele îi oferă contracte și, într-adevăr, putem vedea când călătoriți vara asta în Europa, s-ar putea să vedeți un Felis Varini pe undeva pe autostradă sau... Hai, vă vând o adresă, Maia. Poftim? Vă vând o adresă. La Mălăiești, Orhei, în fostul spațiu pentru frigideri enorme, fructe, Gheorghe Vârtoșu are o galerie extraordinar, deci în Moldova nu mai există ceva similar. 386 de lucrări, între care și panouri de astea enorme, tipul Guernica, e maniera asta. E foarte modern, cam nimeni la noi nu. Vine pe linia asta lui Grecu, Mudrea, dar se duce mai... Da, trebuie să căutăm pe internet, sper să găsim. Mălăiești. Merge sau nu? Dacă nu merge, nu-i bai. Merge mai departe. Ne întoarcem la document, ca să nu depășim timpul. Domnul Constantin, ne întoarcem la document. Merge? Tot am ajuns atât de... Da? Aproape. Aproape ajungem, da? Deci, iată un exemplu. Un exemplu cum, dacă puteți face prin ecranul mare, că e 50 de secunde asta, deci dacă avem un pic de răbdare, da? Sunt tică. Nu credeam că... Nu, chiar am vrut să văd. Aha. Nu, e nebun rău. Asta e Zelenski. Asta e Putin. Asta e Ucraina. Ucraina la mijloc, Putin. Și are și ADN-ul divinității. Deci asta e 10 pe 4. Da. E o destinație pentru următoarea vacanță. Nu știu dacă este sunet, nu contează, deci hai să vedem. Asta este deci un parking subteran. Și după cum ziceam, intră acolo, sunt niște linii pe aici, pe acolo, liniile roșii am în vedere. Și o să vedem cum ăsta, persoana care filmează, ne aduce la punctul de vedere și ce reprezintă. Da? Dacă păcat să nu avem imaginea finală. Asta este. Deci imaginea finală este asta, da? Să găsim punctul de vedere. Da. Deci vă dați seama câtă muncă a artistului ca să calculeze toate aceste... Da, ne întoarcem aici. Deci eram aproape la sfârșit, ca să nu vă obosesc prea mult. Cum ziceam, sunt din altă... Deci luăm altă... Sunt forme care seamănă a fi în trei dimensiuni, când le privim dintr-un unghi anumit, dar în realitate este o subtilă aranjament a formelor plate, care se asociază, se unesc una cu alta cu precizie și care, spune autorul, ne răstoarnă creierul.
Totalmente. Deci, într-adevăr, este cum ne pune la lucru, să ne gândim. Aici aveam un alt filmuleț, dar cred că timpul nu ne permite să le vedem pe toate. O altă operă, acelui așa artist, Felix Varinis, cred că am și în continuare domnul Constantin. Deci am impresia că este ceva de sticlă și pe care e desenat, dar de fapt el a umblat și a găsit cum să traseze cu precizie ca dintr-un punct anumit să-ți dea așa o imagine. Deci asta este. Cred că sărim diapozitivul ăsta, vă rog. La punctul 5, în concluzie, ce vroiam să spun, ca să mă înscriu în tematică. Arta este o producție culturală care se înscrie în cadrul unei societăți anumite. În funcție de natura proprie sau caracteristicile acestei societăți, arta face referință la un imaginar care este comun pentru majoritatea membrilor acestui grup, acestei comunități. Acest imaginar evoluează odată cu societatea și paradigmele artei evoluează de asemenea în funcție de condițiile de producere. Era pictură cu ulei pe pânză și azi putem să facem creații la computer și mai ales de factori proprii lumii artistice. Imaginația este o facultate proprie a creatorului. Ea nu este legată de o epocă particular și de asta poate să ne joace câteodată efectul de surpriză. Craniu la Holbein tânărul. Anamorfoza este un bun exemplu de imaginație artistului. Și asta a fost concluzia și cred și sper că ați găsit tangențe cu literatura, că am putut să vă aduc niște elemente care să vă îmbogățească propriile dumneavoastră reflexii în literatură. Repet că nu sunt nici din domeniul literar, nici specialist în imaginar. Dar asta și ne îmbogățește când putem să găsim tangențe paralele, opoziții, de ce nu? Foarte interesant. Mulțumim tare mult. Dialog foarte fertil al artei cu realitatea și cu literatura. Și mă gândeam la Marina Abramović, la faptul că ea se transformă în odețe. Ea este opera de artă. Și testează efectul operei de artă asupra spectatorului. Da, asta este o altă arie a artei contemporane, performanța, unde artistul, cum ziceam, frontierele dintre arta vizuală și teatru dispar și artistul este acel care propune o operă de artă, actorul fiind el. Deci asta este o operă de artă contemporană. Marina Abramović, da. Propune acolo... și se expune, pentru că în momentele în care testa reacția... Da, ea merge pe elementul psihologic. Psihologic și emoția și... Când Varinis este un joc, de asta îl numesc ludic. El nu abordează chestii decât eu și spațiul. Dar nu este un militant ca Picasso sau un psiholog ca Marina Abramović. Deci, arta contemporană este o pădure deasă. Foarte greu de pătruns în ea, dacă nu ai o luminiță să o înțelegi. Și mi-a plăcut foarte mult să fac parte de această masă rotundă, ovală. Și sper că timpul ne mai vedem și găsim tangențe, că asta era scopul. Da? Și mulțumesc încă o dată mine, verișoare mele. Asta nu trebuie filmat. Da, apropo de filmat, avem privitori și în afară, acest eveniment este transmis live. Da? Și domnul academician Ion Gagim vă transmite gânduri bune și... Vine și dumneavoastră data viitoare poate imagina o muzică. Da, de ce nu? Iată, gânduri bune și recunoștință pentru colaborarea la revista pe care am îngrijit-o mai mulți ani, Artă și Educație Artistică. Mă bucur să revăd și distinși participanți la colocul. Și care nu mai e.
Revista nu mai e. Nu mai e, din păcate. Iată, altă provocare pentru alt subiect, pentru alte dezbatere, da, exact. De revistele culturale. Sandu, vreau să spun ceva. Cum se leg ceva din întrebarea domnului Săptămână despre adevăr? Există în opera lui Parinit, de exemplu, există un punct de vedere privilegiat care îți permite construirea acestei imagini, dar acest punct de vedere privilegiat care donează sens, care dă sens experienței perceptuale, nu anulează ceea ce se întâmplă în fiecare dintre celelalte puncte de vedere. Experiența dintr-un punct în care liniile astea nu se leagă nu este nimic mai puțin reală decât experiența din acel punct de vedere privilegiat ales care îți permite imaginea de ansamblu. Acest joc dintre posibile de puncte de vedere și căutarea unui punct de vedere care să te facă să lezi altfel este probabil ceea ce tipul de adevăr pe care la care trecea să te crede dumneavoastră. Mersi, ai tradus perfect ceea ce eu nu reușeam să traduc. Asta este, de fapt, mersul artistului Marinic. El spunea că pentru mine e important persoana să vadă doar forma completă. Chiar și atunci când a făcut o pasă în sânge în viața înapoi și s-a descompus imaginea finală, asta este pentru mine tot important, pentru că atunci el conștientizează spațiul ca atare și pe sine în acest spațiu și este o altă, un alt strat în experiența dată. Mulțumesc foarte bine, ai spus foarte bine, Eu aș spune că este o simbioză și o comunicare, un dialog foarte interesant între perspectiva domnului Pierre Morel, care ne-a vorbit despre narațiune în literatură și narațiune ca atitudine filozofică. Ne construim identitatea în funcție de povestea pe care o articulăm. Nu există realitate în afara unui discurs închegat. Pe de altă parte, ceea ce doamna Maia Morel ne-a prezentat pe ecran, dialogul punctelor de vedere, fiecare vede altceva. În literatură, fiecare povestește altfel în funcție de memoria sa, de identitate, de convingere, de educație, de tot ce constituie universul unei persoane. Și interpretează. Evident că și interpretările diverg, de multe ori sunt chiar divergente, intră în opoziție. Eu țin minte un film, poate l-ați văzut și dumneavoastră, un thriller american, intitulat Fiecare vede altceva. E vorba de un subiect polițist în Piața Mayor din Madrid. Vine în vizită cu președintele american, se întrunește o mulțime de oameni, așa, și președintele ăsta trebuie să țină un discurs. Piața Mayor e închisă din toate părțile. E ca un cadru aproape, nu știu, ca pătratul lui Malevici, din care nu poți evada. Și acolo se produce un act terorist. E o echipă, nu știu, ETA sau nu știu ce organizație teroristă spaniolă, care atentează la viața președintelui american. Este împușcat. Deci un lunetist trage și îl împușcă, se vede foarte clar cum președintele cade, niște bodyguards îl apucă de sub suori și îl tractează undeva în spatele scenei. E bine, după asta începe jocul interpretărilor. Președintele căzut, rănit, de fapt nu este președinte, ci este o sosie a adevăratului președinte, care presimțind că serviciile secrete i-au vorbit despre un posibil atentat și a trimis sosia, așa cum Putin își trimite sosiile în diferite colțuri ale Rusiei. Pe urmă, agentul însărcinat cu paza președintelui, iarăși nu-și dă seama ce s-a întâmplat, agenții de pază sunt chiar depășiți, pentru că niște oameni întâmplători cred că s-a produs pur și simplu o busculadă fără legătură cu politicul, cu o intenție criminală și tot așa e un joc al perspectivelor care ne vorbește, are un înțeles chiar filozofic legat de mesajele a ceea ce spunea domnul Morel. Vedem altceva în funcție de punctul în care ne aflăm. El poate fi un punct privilegiat și atunci, sigur, toate firele converg într-un tablou unitar care transmite un mesaj, transmite și un sens, sau este un puzzle, un puzzle destructurat din care nu putem construi o imagine coerentă care să ne justifice în continuare și o ideologie și un mod de a privi lumea, de a comunica, de a transmite o poveste despre noi ca persoane și despre noi ca popor. Ați auzit, poate că este foarte la mod acum, istoriile
și istoriile orale, dar este ce spunea doamna Ivanov puțin mai devreme, Nadejda, istorii orale și cu sens de terapie în același timp. Dar spunea Alex mai devreme despre felul în care nu autenticitatea unei mărturii poate să conteze, cât conduita acelui personaj, felul în care el se manifestă în viața, în relațiile cu ceilalți, pentru că tăcerile sale pot fi uneori mai elocvente decât ceea ce el construiește prin discurs. Discursul este influențat de ideologia vremii, de ceea ce se cuvine să spunem despre Holocaust sau despre război sau despre propria mea istorie, poate să nu conteze pentru că ea poate să contrazic, va să-l prezinte pe soldatul german care îi dă o ciocolată unui copil din Basarabia, se prezinte fața umană acelui soldat. Asta contrazice discursul oficial, discursul ideologic despre cel de-al doilea război mondial, în care liniile sunt foarte clar, dincolo e rău, dincoace sunt buni. Ei bine, acum știm că și soldații sovietici au violat femei în Germania când au ajuns și n-a fost rău, Holocaustul a fost transformat într-un rău absolut pe bună dreptate, pentru că s-a vorbit despre intenția clară de exterminare a unui etnos, a unei comunități, pentru faptul că ea este în sine cum este. Da. Imaginea aia cu muntele ăla de haine, da, mi-a amintit, poate fi tradusă într-un limbaj care ține de o epocă mai veche, piramida de cranii pe care o construia orice tiran din Asia. Nu știu, Timur Lenk sau Batu Han sau acești mari invadatori care recurgeau la aceste mari cruzimi pentru a-și demonstra. Dar este și o piramidă. Ne-am gândit și la piramidele antice, din Egiptul antic, nu? Care aveau un alt mesaj. Iată, o piramidă care însemna mărăția umană și poate dialogul nostru cu zeii, legătura noastră cu divinitatea, pe de parte în Egiptul antic, și de cealaltă parte piramida ororii, piramida cruzimii, ceea ce poate omul să producă în materie de infern. Vereșteagă, da? Îmi pare că dincolo. Vereșteagă. Probabil, da, cred că este și apare și în tablouri. Mai vroiam să spun o idee și aici mă opresc, istoriile alternative. Au apărut, sunt la modă acum, noi avem de pildă o imagine despre Marea Unire a românilor, da? 1918, ce s-a întâmplat, totul este construit, e de fapt o poveste, cum spune și Adrian Cioroianu, istoria este o frumoasă poveste, da? Au venit istoricii care să construiască din diversele episoade ale primului război mondial, care a fost o mare catastrofă, s-a spus Marele Război, da? A fost un dezastru teribil. Au construit după asta, în funcție de ideologia națională românească, acest discurs, totul a mers spre formarea României mari. Da? Există într-o cealaltă perspectivă, acum istorici postmoderni, de felul de Lucian Boia. Sau alții mai tineri ca el, vin cu puncte de vedere alternative, spunând că această viziune justifică istoria noastră națională. Aveam nevoie, orice popor își construiește o narațiune națională, mituri fondatoare, în baza căreia se poate proiecta în viitor. Nu să justifice existența, să fundamenteze această construcție națională care este un stat, o națiune. Acum, chiar la editura Humanitas au apărut niște cărți, eu am citit vreo două din ele, relatările unor soldați germani din armata de ocupație a Bucureștiului de 1916, da? După când s-a semnat pacea de la Buftea, în urma căreia, știți, Bucureștiul, România practic capitulase sau în orice caz cedase de bună voie sub presiunea armelor Bucureștiul, regele și toată propaganda politică, parlamentul se retrăsese la Iași. Da, iată cum văd acești soldați germani realitățile românești. Ei și vorbesc despre faptul că românii, ei locuiesc în niște sate, își fac aprovizionarea, mentenanța trupelor, nu? Românii de acolo, țăranii, colaborau foarte bine cu acești soldați germani. Serviciile lor erau plătite. Nemții nu se purtau precum rușii, ca barbarii care rădeau totul, distrugeau totul, rechiziționau fără niciun... Nu, ei plăteau aceste servicii. Și atunci țăranii români aflați sub ocupație germană temporară, nu? Încă nu știau că va veni Marea Unire, încercau să construiască un modus vivendi, un soi de normalitate
a vieții lor sub ocupație germană. Acum, sigur, ca să avansăm aceste puncte de vedere alternative, trebuie să fim și noi într-o situație garantată din punct de vedere al siguranței naționale, să fim suficient de, să avem un nivel de viață și de prosperitate suficient de avansat și mai ales să nu mai fim o comunitate amenințată. Atunci, da, putem adopta o perspectivă postmodernă, relaxată asupra istoriei naționale și, mă rog, să facem jocuri cu trecutul, cum zice Lucian Boia. Adică e fascinantă această perspectivă, această interferență, că vedeți multitudinea asta a perspectivelor, se găsește peste tot, și în literatură, și în istoriografie, istoriografia modernă, și în artele vizuale, nu mai zic, în care ești invitat ca privitor, ca spectator, să participi la, să descifrezi mesajul artistului și chiar să fii prins în raza asta de acțiune a unei opere de artă. Asta mi se pare fascinant și extrem de stimulativ pentru orice creator, pentru orice tânăr, de pildă, care vrea să scrie, vrea să se exprime astăzi. Să dăm pe aici un mic gând în sensul că dacă se pare că nu totul s-a scris, foarte mult nu s-a scris de la martorii care au trăit aceste drame, acum există un memorialistic de gradul 2, să zicem, acelor care au auzit acele povestiri. Și e foarte interesant, un an, doi în urmă apare la Paris sub conducerea doamnei istoricului, distinsul istoric Catherine Durandon, un volum care se numește Mon enfance communiste. Deci dacă nu am trăit comunismul, poate în comunism, poate am fost pe timpul acela copii și asta tot e interesant. Evident. Am participat acolo și am dedus de la acel volum un lucru foarte interesant. Noi răsturnăm acum așa niște cleșee odată cu această rememorare a generațiilor antecedente. Deci eu credeam tot timpul, din ceea ce îmi povesteau bunei mei care erau deportați, credeam că ei tot timpul își aduc aminte de Basarabia, uite de plaiul cel așa de frumos în Sibirile cele înghețate și nenorocite. Și de câteva ori am găsit în câteva rememorări faptul că nu se întorceau cu gândul la Basarabia pe care au lăsat-o. Atât de puternic era contrastul și atât de grea era această memorie, că dacă și-ar fi adus aminte, ei n-ar fi rezistat. Deci un complet altă perspectivă asupra aceleași probleme. Tot ceea ce povestea domnul Cuzmescu despre Alexievici. Alexievici reîntoarce în lucrarea despre care a vorbit Războiul nu are chip de femeie, se întoarce toată perspectiva despre punctul de vedere a feminin, ce au fost femeile în război. Păi femeile au fost întotdeauna alături de bărbați, dar cam punctul ăsta de vedere. Le-au ajutat, i-au pansat, au fost surori medicale. Alexievici dă cu tot altă memoria unei femei pe undeva chiar rănchiunoasă, care atunci când era atât de curtată și era pe front bună de toate și atât de salvatoare, revenită din război, s-a pomenit în rivală a acelor femei care au stat acasă, comode, frumoase, cochete, care i-au recucerit pe acești soldați reveniți și ele, rănite, purtind rănite și moral și fizic multe, nu mai țineau pasul cu acestea. Și iată, din această rememorare a unor ființe foarte fragilizate, fracturate, rănite, îndurerate, este rescrisă aceasta. Deci clișeuri, foarte multe clișeuri care se văd altfel la distanță timpului. Și lucrurile acestea sunt foarte interesante. Comparare, deci vor veni, rescrierile au întotdeauna un sens, dacă este o altă perspectivă, ele scot în evidență niște adevăruri, misterii, cum spunea doamna Morel, misterele încă vor apărea. Și vor reveni și asta este un punct foarte interesant. Și imaginarul, tocmai că imaginarul ne duce acolo unde lucrurile acestea se vor întâlni. Dacă îmi permiteți, vă rog, cu multă plăcere aș mai sta, dar mă sună că trebuie să iau de la tabără, spre fetiță. Să știți că această prima noastră masă rotundă este chiar o revelație pentru mine. Mă bucur foarte mult că acest centru a luat această formă. Această formă de discuție e atât de importantă și necesară institutului nostru, pentru că chiar și din
masă rotundă pe care am avut-o la bibliotecă, la Biblioteca Târgoviște, că am constatat cât de bine este să fie mai multe puncte de vedere din alte discipline, pentru că fiecare dintre vorbitori vine nu doar din nu doar că e din alt domeniu, dar vine din propria cercetare, din propria experiență, din propriul mod de a fi și de a examina o anumită temă sau o anumită operă literară din care domeniul ar fi artă, pictură, nu știu, literatură și așa mai departe, dar toate undeva au un nod. Și această discuție demonstrează lucrul ăsta, că nu cred că mergem acasă cu niște concluzii clare, pentru că ne vom mai întâlni și vom discuta, vom continua discuția. Și vreau foarte mult ca această masă rotundă să se înorcească, să avem și alți invitați, de ce cred și sper în aceasta, pentru că recent am primit de la Centrul Fantasma buletinul de un buletin al Centrului de Cercetări Internaționale asupra Imaginarului, în care constatam cât de variate și interesante teme sunt în toate centrele de cercetări din, hai să zic, din lume, pentru că avem și în Taiwan și în deci în Brazilia peste 60 de centre de cercetare și fiecare are tema sa și se reflectă nu doar, reflectă și un imaginar colectiv și un imaginar personal analizează și teme atât de actuale cum ar fi jocurile care sunt și ele o reflecție a imaginarului, evident. Vă invit să descoperiți acest buletin, mai ales că la finalul acestei broșuri sunt adresele centrelor de cercetare, sunt identificate, prezentate în scurt, să zic, conferințele la care au participat, temele fiecăruia dintre participanți, sumarul volumilor în care fiecare prezintă câte o temă de cercetare într-o anumită perioadă. Cred că este un lucru foarte important să trimitem noi temele noastre de cercetare de interes și astfel să lărgim. Și să fixăm în scris această discuție, așa cum fac cercetătorii de la Fantasma, care notifică toate întâlnirile și le prezintă în final într-un volum colectiv, lucru care mi se pare demn de toată admirația. Vreau să vă rog, dragi invitați, dragi colegi, să propuneți texte pentru primul volum, pentru prima ediție a centrului nostru. Sperăm până în toamnă să avem acest volum întocmit și editat chiar și mizez pe contribuțiile dumneavoastră. Am o întrebare la domnul profesor Andrei Țurcanu. Când un autor, cum este Ion Druță, își rescrie propria operă, ce raport are fiecare variantă a operei cu imaginarul și cu adevărul? Acum vara aceasta am citit trei variante, pentru că are mai multe variante, ale romanului Povara Bunătății Noastre și am descoperit că sunt trei variante, sunt absolut diferite în punctul de vedere al interpretării și al procederilor literare, interpretării realității și procederilor literare. Prima variantă, cea din 63 balade din câmpie, pentru că acolo au fost operate cele mai mari schimbări la început, varianta a doua. Deci, în prima variantă regăsim acel personaj marchesian bulgăre
de altfel au fost scrise în cam în aceeași perioadă și Baladele din Câmpie și 100 de ani de singurătate. Deci este bulgăre, acest care o imagine arhetipală a țăranului moldovean, care rigrinează prin Basarabia interbelică și mai târziu, regăsit deja și în perioada a doua în Covara Bunătății noastre, ca ajungând în final deja, deci prin anii 60, îmbrăcat în, nu mai este în suman, ci în ceva așa aproximativ, ceva de brezent, ciuboti, chestii și așa mai departe, deci deja un țăran arhetipal, dar integrat în prezentul Moldovei sovietice din anii 60. Un țăran activist. Acest bulgăre, care apare în permanență, în anumite momente esențiale ale ciuturii și ale vieții lui Onachi Cărăbuș, care și el la început este un țăran care, am găsit o expresie frumoasă la Ernest Berna, trăiește în veac. Trăiește în veac, deci nu pur și simplu în timpul prezent, dar în veac. Deci este o existență care prezentă eternă, deci într-un fel, care adună aceste două prezențe ale omului în timpul prezent și în eternitate, în ceva unic, într-o imagine unică. Deci, în varianta a doua, bulgare nu mai este. Varianta a doua a fost publicată în 86. Deci a fost scrisă prin 85, cam așa, 86, da? Redactată. După, a fost redactată după romanul scris deja de Căpriana, de Druță, unde... Și după Tolstoi, dar deja un Druță care renunță la viziunea arhetipală a țăranului. El a renunțat la viziunea arhetipală deja în partea a doua, unde apare un cărăbuș ideologizat, așa, care așteaptă un ostaș sovietic să intre în ogradă și nu mai vine, așa, și care în sfârșit vine și se bucură că, uite, și s-au regăsit frăție între popoare și așa mai departe, deci este un alt fel de, un alt ochi al prozatorului, un alt prozator și o altă viziune a realității. Da. Dacă acolo există un țăran arhetipal, aici deja este un țăran văzut de un scriitor sovietic, da? Așa ca să zic, da? În varianta din 86 apare un Druță, deja un Druță cu un imaginar național. Dispare bulgăre, nu mai există. În locul lui bulgăre apare Molda, cățeaua Molda, care în 18, în vârtejul unor troiene mari care au căzut peste Ciutura, peste Basarabia,
din lupii. Și cea care salvează este aceasta. Nimeni nu știe cine, credeau că e un lup puternic, ceva, până la urmă descoperă că este o cățea, da, care umblă și ea, ca și bulgăre, pe urmă, pe câmpuri. Parcă o văd într-un sat, parcă o văd în alt sat, parcă apare în Ciutora, parcă dispare. Așa, ca într-un moment când Onache Cărăbuș hotărăște să-și facă nu casă, pentru casa nu se ridica tot, încerca să ridice și ceva nu ajungea, deci nu avea la temelie, da? Ceva trainic, da? Și el face o portiță, da? Și pe portița aceea, într-o zi, vine cățelușa respectivă, care, evident, îl sperie la început, dar încearcă cu o bucată de mămăligă, cu nu știu ce, și ea își face un culcuș pe niște paie care erau în ogradă și rămâne acolo. Deci toată lumea vine să vadă minunea. Da. Și cineva își amintește, da, uite că ăsta parcă ar fi minunea noastră care ne-a salvat, care nu știu ce, și amintește cineva de Molda și o numesc Molda, da? Da. Ei, și această Molda revine pe parcursul narațiunii, revine în permanență. Deci fie ca fizic, așa, fie pur și simplu ca un ecou a ceva, undeva Molda, deci așa, în permanență, da? Tot în momentele cheie ale vieții lui Onache Cărăbuș sau ale Ciuturii, da? Deci este deja trecerea narațiunii de la o viziune țărănească sau rural arhetipală la una național întemeitoare, da? Moldova, da? Cum a fost întemeiată, da? Aceasta. Da. Molda. În varianta a doua, Onache moare și undeva rămâne ecoul din Molda undeva, da? Varianta a doua. În ultima variantă, care a apărut acum recent la cartier, deja Molda, ca și cum moare și ea, în viziunea lui Onache, care stă și privește focul cel care arde, unde apar niște fluturi negre și el îi privește și fluturi ce mănâncă jăraticul și într-un moment în dansul cela al fluturilor celor negre apare și chipul Moldei, da? Onache privește focul, în foc apare Molda, ca și cum arde și ea împreună cu Onache. Deci, care moare. Deci, este deja o interpretare, cred eu, nu mai este națională, dar este o interpretare a artistului care îi supărat pe toată lumea și care crede că Molda moare cu dânsul. Odată cu dânsul. Uite așa, un punct de vedere, cum se schimbă cu alt punct de vedere asupra realității, cu al treilea punct de vedere, în funcție de și în funcție de schimbul concepției de piață, da? Și a punctului de vedere rural, național, personal. Profesor, da, așa legat, personaj că Bademiur nu are, da? Și personajul Bademiur în literatură nu are nimic, înțeleg. Da, Bademiur... E doar monument. Literatura nu există.
Nu, problema, există problema fundamentală a romanului nostru este totuși construcția. Și Druță a meditat mult asupra inelului compozițional, pentru că se preia și Ninsoarea din debutul romanului și la sfârșit. Și asta este salvarea romanului prin, deci a poeticii romanului care apelează la, la construcție inelară. Sigur că... Da, în fond, despre Tolstoi, da, da. Asta e specific romanului. Deci putem, putem mai departe duce ideea, pentru că la ăsta romanul lui Druță, și la romanul ăsta, și la alt roman, pentru că la Biserica Albă, este o replică postmodernă a lui Aureliu Busuioc, romanul Cronicul Găinarilor. Da. Cronicul Găinarilor. Unde deja întemeitorul, aici Onaghi Cărăbuș este întemeitorul Ciuturii. Ciutura era undeva într-o margine, pe urmă el se duce într-o margine și marginea unde își face el casă devine centrul Ciuturii, da? Da. La Cronicul Găinarilor, la fel, deci, adică e altfel. Cineva care coboară tot din munți, ca și la Druță, coboară din munți, adică coboară, fugărit din munți pentru că a fost un Vandici. Petru Avădănic, a fost Avădănic, fiți atenți, deci așa. Deci nu are tată, așa, și dacă e vădană, făcut cu cineva, nu se știe, deci fără tată și așa. Deci Petru Avădănic, fugărit de undeva de prin Maramureș, vine în Basarabia, în 1812, deci anul când Basarabia trece la ruși, așa, și aici se așează într-un sat. Da. În satul acela, bineînțeles că nu era loc pentru sat, așa, pe drum întâlnește domnitorul care zice să-i se dea, nu știu cât acolo, câte pungi de bani, îi se dă ceva, îi se dă o bucățică de lot lângă un sat, da? La marginea satului. Ei bine, la marginea, da? La margine. Și iată de ăsta care stă la margine, pe urmă devine fondatorul unei familii, a Vădănii, care tot din hoț în hoț, din tâlhar în tâlhar și așa mai departe, așa ajunge la un alt Petru a Vădănii mai încoace și aici începe paralela postmodernă sau parodică cu Druță. Druță. Deci ăsta în sat încep să dispară găinele, fură găinele, dar nu știe nimeni cine le face, da? Așa. Ca să descopere un animal, ceva strașnic, vine și fură găinele, da? Ei bine, animalul acela pe urmă se află că este o cățea a acelui Avădănic care stă la marginea satului, care și el fură găinele. Deci un găinar, da? Da. Găinarul este prins, bătut crâncen, așa, și se află că cățeaua respectivă, de fapt, e câinile lui, e cățeaua lui, pe care el o desena cu niște fosfor așa noaptea, ca să sperie lumea, da? Și o învăța să se fure găinele, da? Deci, molda. Deci, o sugestie a moldii, dar deja o moldă care fură găinile, ca să vă dați seama, da? Așa. Ăsta este bătut, el fuge cu mare greu, ajunge undeva, la un deal care se cheamă Dealul Luminății Sale, acolo unde Potiorcin când a ajuns și a murit. Deci, iară o... sugestie că până acolo a ajuns Imperiul Rus, mai departe n-a ajuns. Ei bine, unde a ajuns Imperiul Rus? Acolo, la marginea Imperiului Rus, la se
își face și acest Pietra Bădenii o casă cu o țigancă, se însoară, continuă neamul. Neamul acela vine puterea sovietică și devine președinte de Sovietul Sătesc și așa mai departe. Deci, un fel de o parabolă, romanul este o parabolă, a Republicii Sovietice Socialiste Moldova, așa e, care nu mai este în centru satului, deci așa e, Moldova cu România, așa, dar este aparte. Așa. Și este o replică la romanului Druță. La romanul lui Druță, da. O replică, o parodie a romanului Druță, o parodie, da? Pentru că Molda este o cățea deja în realitățile basarabene pusă să furi găini și așa mai departe. Și patronimicul e Panteleievici. Da. Și în sfârșit, ca să termin cu Molda, o ultimă imagine a Moldei, care apare în literatura noastră, este într-un roman apărut anul trecut a unui tânăr, Alexandru Popescu. Romanul se cheamă Apei în colori sau Adâncuri în colori. Da, Adâncuri în colori. Deja este un sat la sudul Basarabiei care se cheamă Molda. Dar nimeni nu mai știe ce înseamnă Molda. În satul acela nimeni nu mai știe de rădăcini istorice. Deci este un sat absolut în postmodernitatea noastră actuală. Da? Molda a rămas doar un semn. Satul Molda. Și atât. Desacralizat. Deci asta este... unde se numește tot. Cum să zic eu, metamorfozele, anamorfozele și pseudomorfozele unei imagini istorice, literare și așa mai departe. Mulțumim, domnul profesor. Foarte bun subiect, chiar pentru o teză de doctorat. Druță e un fenomen că ați pornit. Druță, dar și toate raportările acestea la simbolurile lui Druță, la narațiune, sunt un prilej pentru o cercetare. Doamna Prus, vă rog, dumneavoastră, ne propuneți o imagine povestire ca model de lectură și scriptivă. Foarte scurt. Nu știu de ce, credeam că deja nu mai discutăm, dar doar așa o să le trecem foarte rapid. Vreau doar ceva să vă arăt, poate imaginea, v-a schimbat deja. Așa, câteva, ce este, astăzi, imaginea tot este considerată o povestire și cum se poate ea citi, ce funcție are, iată, din toate funcțiile imaginii, mi se pare câteva mai importante. Poate faptul că este o punere estetică în valoare a unei identități, a unor obiecte, a unor peisaje, a unor evenimente. Este și o punere în perspectivă, nu mai desfășurăm despre ce am mai vorbit astăzi, este punere în semn, adică se caută semnificatul, semnificantul, este o punere a unor întrebări, a unor întrebări asupra textului literar, și se introduce un concept care, atunci când imaginea este în baza unei fotografii, eu îmi vorbesc despre câteva fotografii, doar câteva ca să vă arăt, un exemplu, este un concept care se numește fotoliteratură, bazat pe interpretarea unei imagini fotografice care se citește ca o povestire, ca o narațiune. Ambele limbaje, scuzați, noi nu știam în ce limbă noi o să vorbim, știam că este nouă oreli și așa, ele sunt mixte, slide-urile astea, așa repede. Ambele limbaje scris și vizual formează un tot, în profunzime, un tot care este un obiect artistic și care are și o identitate artistică. Această imagine vizuală și imagine textuală sunt una pentru alta și model și reper,
intră câteodată în armonie, câteodată în disensiune, câteodată în conflict, câteodată în ruptură. Aici domnul Ioan Filip a făcut o... l-a invocat pe Amadeo Carocci, pe autorul italian care a făcut mai multe albume despre Moldova și printre care și a scris și niște texte. Textul acesta vine despre toamnă, vine de la autoare din Franța, Elena Lescaut, care vorbește despre ciclurile vieții, despre trecerea timpurilor terestre și ce este toamna, mai este și un turbion cosmic. Amadeo Carocci a pus aici o frunză, eu mai fac câteodată fotografii și am pus o imagine care se numește barocul vegetal, așa, care tot arată un ciclu, așa să zicem, care e mai mult o narațiune decât cel al lui Carocci, mi se pare, care e mai... are o oricare intrigă, fiindcă am să spun și câteva puncte ce trebuie să aibă o imagine ca să devină o narațiune. La asta vom ajunge. Elena Lescaut ne dă niște texte, ce este, acest text se numește ce este un arbore care moare, am pus și niște crengi care mor, am pus și niște rădăcini care mor, nu vom citi și vom analiza toate poemele, fiindcă nu le avem. Textul narrativizează imaginea, asta e gândul. Uneori el este chiar mai mult decât acest text, chiar dacă este foarte, foarte scurt și lapidar, deci acești arbori solitari, așa, ca în poeziile lui Eminescu, ne vorbesc de la sine. Între text și imagine, cum spuneam, este o, poate exista o complementaritate care este câteodată o repetare, câteodată o ruptură, o înecart, poate să exprime relații de adecuare, de similitudine, de compatibilitate între imaginea vizuală și cea textuală, dar, pe de altă parte, și câteodată o tensiune, un decalaj, o disonanță, o opoziție, o incongruitate sau chiar o incompatibilitate. Și asta e un foarte interesant poem despre, chiar despre fotografia, nu este timp de a analiza pe toate. Câteva gânduri așa mai importante. Realitatea este de fapt în această fotoliteratură considerată o pseudo-realitate. Este gândul la care a pornit domnul Morel, care nu știm dacă există sau nu există, transformată în imagine pentru a crea o altă realitate, de fapt, care devine altceva, nu mai este realitatea de la care am pornit. Iar Jean Burgos, care este un mare continuator a teoriei imaginarului și care, de fapt, el a făcut poetica imaginarului și care pe noi este mai aproape de noi decât cea a lui Wünnenberger, da, are o idee interesantă care spune că imaginea trece dincolo din limbaj, stabilind un raport nou între elementele reprezentate. Și aici e o imagine de-a lui Amadeo Carocci. Deci, fundalul este sacru, este o mănăstire, da? Obiectele din față totuși sunt un obiect foarte banal, da? Și ne duce la o demitologizare, la o desacralizare, dacă doriți. Aici avem o altă imagine care este din casa părinților mei, un timp care timpul pentru noi tot este ceva sacru, dar un timp oprit este altceva, da? Și mai pus lângă un obiect sacru, nu știu, tot ne gândim că acolo întrebarea este ce semnifică și în ce narațiune transmit toate lucrurile puse împreună. Și aici e subiectul foarte interesant dintr-o altă carte, care este cartea lui Domenico Fernandez, un autor francez, care a scris La Rapsodie Rumeană. Un text extraordinar de interesant care apare înainte de 90, când anumite lucruri nu se puteau spune. Da? Unde el arată pe fundalul mai multor obiecte sacre, mănăstiri din Bucovina, din diferite, un cimitir, observați, iată un porc, iată un porc aici, da? O vacă, o capră, un cățel și aici iarăși un vițel și așa mai departe. Deci, desacralizarea unor lucruri, unor lăcașe sfinte, dar e un anumit simbol, e un anumit simbol chiar foarte profund. Lucrurile acestea au putut pe atunci să fie spuse, dar foarte delicate în cartea lui Domenico Fernandez. Da, el este și un specialist, are un roman foarte interesant despre Tchaikovsky, de exemplu. El are specialist, el este într-o măsură oarecare cunoscător al mai multor civilizații, al civilizației italiene, al civilizațiilor din Est.
Această carte este foarte interesantă prin faptul că este, fotografiile sunt a unui italian, Ferrante Ferranti, care face, este invitat special pentru a face aceste imagini. Ei le-au construit cumva asincron. Ferrante Ferranti a observat și a imortalizat ceea ce l-a impresionat pe el în România. Dominic Ferlandez, în paralel, a scris ceea ce l-a interesat pe el. Pe urmă, textele acestea s-au întâlnit, imaginea vizuală cu imaginea textuală, s-au întâlnit într-o singură carte. Și a fost acest șoc pe undeva, fiindcă este un șoc aceste imagini, sunt sigur că un șoc. Comentariile care sunt aduse cam de natura aceasta, să zicem, ar putea fi un obiect banal, da, acest animal, sau foarte straniu, care apare într-un anumit context, devine surprinzător într-un anumit context. Da? Aici el nu are ce face, bineînțeles. Jean Burgos, de exemplu, sigur că nu cu referire la aceasta, dar eu mă gândesc că ar putea aici să fie aplicat, ar spune felul următor. Pe o imagine dă de văzut altceva decât este în imagine. Trimițând dincolo de ea însăși, stabilind o ruptură între imagine și text. Un sens, el ar spune, în devenire. Și aceasta e o imagine care tot este surprinzătoare, da? Un preot care se vede din imagine că transmite un blasfemie, da? Care tot numai un text sacru transmite. Și aș vrea să spun, fiindcă este vorba despre imaginea ce transmite, că este o narațiune, că este o reprezentare a povestirii, este vorba despre reprezentarea a povestirii, care este o transmitere a unui mesaj cu o structură, cu o anumită compoziție, cu anumite acțiuni. Se poate face pe mai multe imagini, nu avem acum timp să vorbim despre asta toate, cu anumite intrigi, fapt despre care am vorbit astăzi. Este vorba de un actor sau de mai mulți actori, are o anumită poetică, bineînțeles, care trebuie căutată în sensurile profunde și se construiește un sens care este despre complexitatea celor reprezentate. Această imagine narativizată ca reprezentare, de fapt, transmite la un indicibil ceea ce nu se poate numi, pentru că nu am găsit încă o definire strictă, sau la un invizibil, care s-ar părea că este imagine, dar noi trebuie să citim și transcendem dincolo de ea, și care vizează transcenderea acestui real. Imaginea este mai ambiguă decât textul, spune Adrian Mihalache, un critic de artă din România, în textul său Imagine și text, iar elevă altceva, o construcție a spectatorului, de fapt, că noi acolo ajungem întotdeauna. Pornim de la un creator, dar ajungem întotdeauna la receptor. Imaginea și textul formează o completudine, am zis, și textul ilustrat este legat de redefinirea subiectului, deseori a identității, a paradigmei sacrului, în cazul dat, profanului, a pragmaticului. Am ales câteva imagini care sunt poate mai sugestive. Piste de reflecție ar putea fi mai multe, de exemplu, imaginarul ca acces imediat la realitate, de la care a pornit domnul Pierre Morel, da? Și imaginea ca deschiderea unor frontiere ascunse și rescriere a realității. Asta mi se pare foarte interesant, o rescriere, întotdeauna este o rescriere a realității. Mulțumesc pentru... Mulțumim! Mi-am amintit o imagine care m-a marcat acum câțiva ani. Mergeam la taică-miu la spital în Orhei și într-un restaurant unde mâncam, bine, restaurant, e mult spus, să zicem, într-o catenea, erau sticle de coniac, rachiv, vodcă și printre ele o icoană. Era o asociere absolut. Iată ce care scoate din, da, scoate cu totul și trimite în altceva și sunt elementele aceste incongruente puse, da, alături, sugerează cu totul altceva, da, și pot transversa toată imaginea care e bună, în fond. Ai pus un, da, obiect, da, aiurea și ai schimbat totul, schimbat povestirea acestei imagini. Este interesant ca subiect, povestirea unei imagini. Imaginea astăzi, când noi ne-am obișnuit că toți suntem ființe naratoare și orice este un story, este o povestire, atunci imaginea sigur că este o povestire și este un subiect foarte interesant și se înscrie în imaginar, consider. Da, da, absolut. Vă mulțumim pentru subiectul acesta foarte interesant, care întotdeauna va rămâne actual. Dragi colegi,
A fost o discuție lungă, foarte frumoasă, foarte multe prilejuri de reflecții, cu provocări pentru discuții ulterioare. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbateri, pentru prezentări, pentru prezență, pentru răbdare și pentru atenție.